Bună seara, Mary! Bună seara, Nicoleta! Bună seara, Claudia, Aida, Alexandra, Doina! Bună seara tuturor! Tita, Crisule, bună! Emilia, Elena, Erica, Via! În sfârșit, da, am ajuns puțin mai devreme, credeam că o să vin după 10:30, dar am ajuns în timp, am fost cu familia afară și doar acum, cred că 40 de minute, o oră, am ajuns acasă. Bună seara, Dobreanu, Elena, te pup, Simona, Dragoș, v-a dat Dan Andrei în gât la producție. Aoleo, și nu mai pot! Da, deci ăsta se crede la Adicot. Am văzut că m-au bălăcărit și el și femeia Sumo, Elisabeta, vai de capul lor. Vai de capul lor. Maria, bună seara! Sunteți cea mai tare, mulțumesc frumos, bună seara! V-a numit Individa. Problema lor. Maria, bună seara! Bună seara, domnul Ivan! Bună seara, Dragoș! Bună seara, Ana Pop! Leontina, bună seara! Mara! A zis că se discută astăzi despre live-ul de aseară. Păi ar fi cazul să se discute că și Denona s-a spus și s-a interzis. Bună seara, Claudia! Bună seara, Mary! Cristi, bună seara, Silvia! Și Robert pe live a vorbit urât de dumneavoastră. Păi, dar Robert știe altceva? Bună seara, Nicu, Nicu! Robert știe altceva? Nu știe decât să vorbească la adresa tuturor, mai puțin a lui. Că tot ne-am strâns, haideți să discutăm despre ce s-a întâmplat astăzi în emisiune. Bună, Gica! Ce părere aveți despre Antoni și Vlada? Cum vi s-a părut? Elena și Patrick? Subiectele astea vreau să le abordăm, că ăsta e și rolul live-ului al telespectatorilor. Mă blochez tap-tapuri, că înseamnă dușmanii ne-au așteptat la ușe. Astea sunt subiectele pe care vreau să le discutăm astăzi, în seara asta. Ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă, doamna Laura? Dar când beți, eu nu mai trează, vă văd. Da, păi de aici să vă dați seama cât de bine cunosc oamenii Dan Andreea. Patrick, cred că pe post de ispit acolo. Da, Mia, Patrick cred că a făcut cea mai proastă alegere. Venind acum, după toate peripețiile pe care le-a avut cu Nona, nu știu sigur dacă va fi ok și îl vor percepe telespectatorii altfel, cu altă fată. Din punctul meu de vedere, vă spun că, da, Patrick a venit în lipsă de altă ocupație și vrea decât să se joace, dar nu știu dacă va fi benefic pentru el. Știți cum e, ciorba reîncălzită, părerea mea că nu avea rost să vină. Acum putea să vină în sezonul 3, dar acum la sfârșit, pe ultima sută de metri, nu prea mi se pare că a ales cea mai bună variantă. Cum vi s-a părut Vlada? Cui credeți? Cine considerați că are dreptate? Antoni sau Vlada? Ținând cont că Antoni nu se simțea bine, se întâmplă de multe ori să avem probleme foarte grave și doctorii să nu depisteze la timp. Antoni, corect,
Și mie mi se pare că tot Antoni e a nu știu câta oară, mulțumesc frumos doamna Marcela, nu știu a câta oară îi se întâmplă lui Antoni ceva de genul. Aduceți-vă aminte că acum câteva zile, acum câteva episoade, îl durea foarte tare capul și Vladei îi se năzărise jocul cu Adelin, să-l întrebe pe Adelin ce, cum o apreciază. Iar acum să-i trimit poză logică pentru ea a pus, să vadă că e la spital și ea imediat, nici bine n-a ieșit din spital și face live. Oare noi, mamele de băieți, cum ne-am simțit? Românașii au zis să nu se mai vorbească de Mihaela. Doamne ajută! Mă bucur, chiar am primit, înainte să intru pe live, am primit o filmare de la ei, de la ele, de fapt, unde se cânta "Mă bucur din tot sufletul", așa îmi place să văd pe toate grupurile anumitor susținători să se vorbească strict de susținătorul lor. Nu să-l ridice pe respectiv un slăv și pe ceilalți să dea cu ei de pământ. Nu mi se pare ok și mai ales să și mintă la adresa Mihaelei și să o scoată doar pe ea vinovată și lui să nu-i găsească chiar nicio vină. Și mi-ar plăcea să văd la toți susținătorii că fac live, dar că nu bagă pe altul sub preș. A, că greșește, corect, spune tot, dar nu fabula, nu exagera, nu fă în așa fel încât pe cel care a greșit să-l bagi sub preș și pe al tău care este greșit cu adevărat să-l ridici la suprafață. Cine știe de Laurențiu și de Lorena? Nu știu nimic, Elisabeta. Chiar nu știu nimic despre ei. Dar din câte am înțeles, Lorena trebuie să plece în Spania, care un contract, tot așa o prezentare, și după prezentare va veni în București, am auzit și eu, și vor sta împreună. Sunt bine. Elena ne spune că sunt bine. Mă bucur pentru ei, să le dea Dumnezeu sănătate și noroc și și îi așteptăm pe live să-i vedem împreună, cât mai mult. Bună seara, doamna Marioara! Bună seara, Dobrea Florin! Bună seara, Mio! Ce părere aveți de Elena? Mie mi s-a părut Elena că umblă la două capete. Mi-a dat Dan Andrei bloc că mi-a zis că am zis vot Mihaela. Rușine. Mie mi se pare că Elena vrea să se dea la Patrick. Robert cu Katinka nici măcar nu s-au săturat la, s-a rutat la date. Era de așteptat, dacă ați fost aseară, am și spus că vor face strategii. Elena este foarte alunecoasă, da, și mie mi se pare la fel, același lucru, văzându-l pe Patrick, acum îi găsește 11.000 de motive lui Cosmin. Și culmea că doamna Mantea și fetele îl văd pe Cosmin sucit. Din punctul meu de vedere, eu n-am văzut, ba din contră, Cosmin este foarte deranjat reacțiile Elenei. Ne-a blocat aproape pe toți, să-i blocheze pe toți și să rămână doar el cu ursoaicele și cu românașii. N-are rost. Noroc că dă informații din casă, că altfel nu cred că ar mai avea foarte mulți urmăritori. Provocați-l să nu să facă live o săptămână fără să spună nimic din casă, să vedem cine îl mai urmărește. Dar nici Patrick nu cred că o place pe Cristina, nu, nu. Patrick, părerea mea, sincer, asta e strict părerea mea, poate și-ar dori
să facă o strategie cu Cristi Nuca, dar este foarte frică de hate. Și Radu, ați văzut că astăzi... Bună seara, doamna Camelia! Radu astăzi i-a spus că nu este ok dacă tot îl consideră prieten să țină cu amândoi, să nu-i dea dreptate doar Cristinei și nu prea i-a plăcut apropierile. Și mai mult ca sigur, Patrick va face în așa fel încât să nu deranjeze foarte multă lume. Știți destul de bine că Patrick de prima dată a fost genul de concurent care a vrut să fie pe placul tuturor. Și mă gândesc că nu se va îndrepta spre Cristina. Cred că va fi spre Elena o oarecare apropiere, din câte am auzit, dar nu va avea încredere în ea, ce am văzut eu astăzi în privirea lui. Mulțumesc frumos, Camelia! Ce am văzut eu astăzi în privirea lui, adică ceea ce face ea cu Cosmin, Elena, părerea mea, poate să facă oricând cu orice bărbat. În momentul când apare altul pe placul ei, poate să-i dea actualului cu piciorul. Nu mi se pare ok. Iar Vlada m-a deranjat foarte tare când a sărit Catinca și a țipat efectiv la Antoni. Eu dacă eram în locul lui Antoni, îi răspundeam la modul sunt în relație cu tine că nu știu. Imaginați-vă să vă certați cu soțul și să vină 3-2 vecini de palier și să țipe la dumneavoastră. N-am înțeles reacția Biancăi și a Catincăi. Eu în locul lui Antonio le spuneam, sunt cu voi și nu știu eu. Care-i problema? Eu pot să mă cer cu ea cât vreau eu și din ce motiv vreau eu. Ce treabă aveți voi? Laura, dumneavoastră vorbiți urât. Aida, dacă consider că eu vorbesc urât, te-aș ruga să intri sus și să-mi spui exact care sunt vorbele alea urâte. Dacă eu vorbesc urât, este adevărul și constatările pe care le văd la concurenți. Dar se pare că mulți din hateri nu înțeleg diferența dintre o constatare și o jignire. Bună seara, inimă superbă! Am uitat-o pe neprihănită. Se pare că Cristinuca s-a cam dat la fund. Observați că asta Bianca nu prea o mai ține pe lângă ea. Cred că Cristina merge la destinație cu Patrick. Nu cred, nu. Aida Popescu, dacă tot spui că vorbesc urât, spune și ce vorbesc, când vorbesc și despre cine vorbesc. Ca să vedem. Cineva după live l-am blocat. Vă atrage atenția că ăla vorbea urât. Am înțeles. Bianca o trimite în brațele lui Patrick. Bianca vrea multe. Bianca își va săpa singură groapa cum și-a săpat-o și cu Catinca și Robert. Mulțumesc frumos, Cristina. Și din acest motiv își va lua o mare țeapă. Iar Cristinuca cred că ar vrea și ea, dar părerea mea, ce am văzut eu astăzi la Patrick, este teamă de gura lui Radu și de hate. Ați văzut pe Elena începuse să plângă. Alex, păi fetele din ziua de astăzi din casă, în momentul când sunt prinse cu o caua mică, am observat că și nu mai au argumente, atunci încep să se victimizeze. Mulțumesc din suflet, Cristina. Și încep să facă melodrame și să își bage șervețelele în ochi. Radu a punctat cum nu se poate mai bine în seara asta, spunându-i Elenei și chiar și doamnei Mantea, că are o privire și o atitudine în momentul când se aduce Radu în Patrick în discuție. Cam asta se întâmplă. Dar bine. De română și bună seara.
Mă auziți? Da, acum da, vă aud. Sonorul la mine. Auziți? Da, eu acum era de la mine o problemă, aveam telefonul, sonorul foarte mic. Ah, da, ok. Da. Am înțeles de la Dan Andrei că mâine se ceartă Cristina cu Bianca. Se poate. Nimic imposibil în emisiunea asta. Am stat în umbră la românași și spuneau românași. Da, dar chestiile astea pe care le spune el că se întâmplă în emisiune sunt adevărate pentru că e informație din casă. Dar restul sunt fabulații. Da. Presupun mai mult ca sigur, Cristina începe să vadă că a fost trasă în piept. Dacă se ceartă cu Bianca. Să vedem exact motivul. Care este motivul cerților? Motivul nu știu nimica, dar așa am auzit româna și acolo că a zis Dan Andrei că mâine se ceartă Cristina cu Bianca. Păi stați puțin, domnul Cristi, ați văzut la Românaș sau la Dan Andrei? Nu, la Românaș am stat în umbră. A, deci la Românaș, am da. Înțeles. Am stat în umbră la Românaș că eu sunt blocat la ei, nu pot să intru la am ei. Înțeles. Păi și la Românaș și cam ce se spune, vă dați seama că sunt fapte din emisiune pentru că Robert vorbește cu Mia. Și acolo da? Am văzut că Mia e cap de listă. Da, păi nu s-a vorbit până când a venit Mia. Păi, vedeți cum se pupă toate zvonurile, știți cum e? Fum fără da. Foc nu iese. Da, deci când a venit Mia, pac, a dat drumul la muzică, a dat drumul da. La muzică puternic, așa după aia a oprit muzica și a spus Mia că a zis Dan că mâine se ceartă Cristina cu Bianca. Și după aia a dat drumul la muzică iară. Am înțeles. Acum vom da. Vedea. Dă-i, Doamne, Cristina să plece cât mai repede din barcă, mai ales acum pe ultima sută de metri. Presupun că se termină emisiunea, e pe final. Și măcar să-și mai spele din onoare și să nu plece din emisiune cu o imagine pe care o are acum, în momentul ăsta. Poate își dă cu reveneală, că poate să schimbe oricând situația dacă omul își revine, cum a făcut inclusiv Radu, cum a făcut Mihaela, în momentul când au devenit oameni corecți și sinceri, toată lumea i-a aplaudat. Așa poate da. Să facă și Cristina, așa poate să facă și Bianca, așa poate să facă și Robert. Și ce am mai primit eu am primit cântau la Românaș și dansau ele acolo. Am fost foarte încântată și am spus, da, așa îmi place. Așa îmi place să văd live-uri de susținători care vorbesc strict de favoritul lor. Nu să blameze și să arunce cu noroi în ceilalți cu minciuni și să spună că fac live. Așa da, îmi place și sunt super, super încântată și sper ca toți să facă la fel. Că se întâmplă ca favoritul lor să aibă o problemă reală și să se discute acea speță, sunt perfect de acord, dar nu cu fabulații și nu cu minciuni. Unde dansau, doamnă? Vorba vine Maria. Dar dacă nu înțelege esența, că dansau. Când pui muzică, se simțea că sunt vesele sau vroiau să inducă o veselie. Eu una așa le-am perceput. Dar dacă căutați tot timpul să fiți peste ceea ce se aude și să fiți cu sabia la brâu, să credeți că totul se spune cu un afront, îmi pare rău. Este prea târziu pentru Cristina, doamna Laura, Dobreanu, Elena. Măcar, știi ceva, măcar intenția de a se schimba, eu zic că este bine. În general, în viață, apreciez omul care a greșit și încearcă să se schimbe. Îl apreciez și îl încurajez. Veniți cu minciuni de pe un live la altul. Delia, care sunt minciunile? Dacă tot spui și dă exemple, că așa pot să spun și eu de tine că nu te cheamă Delia. Vă rog, dați tap-tap. Marcela, doamna Marcela, vă mulțumesc din suflet. Doamna Laura,
Acum am fost la Dan Andrei și zicea că nu e adevărat că cele două nu se ceartă. O fi, vă dați seama. Nu știu. Vedem. Cristina se mai împacă cu Radu. Nu cred. Sau poate vor rămâne prieteni. Dumnezeu știe și ei din emisiune. Bună seara, au live de aseară. Un staff l-au ascultat și vor pedepse pentru Robert și mai multe. Mi se pare corect. În primul rând, tupeul lui de concurent, imaginea Casa Iubirii, să aibă atâta tupeu și să persifleze atâția telespectatori. Eu cred și nu cred, sunt 100% că emisiunea asta s-a făcut pentru telespectatori, nu pentru concurenți să jignească telespectatori și să vină să persifleze toți telespectatorii, că eram destul de mulți. Da. Eu, din câte am auzit, astăzi nu s-a adus în discuție, nu știu la ce live am văzut, nu știu. Urmează să se aducă, asta nu știu cât de adevărat e, nu mai știu unde am văzut. Îți dai seama că e înregistrat. Vera, eu l-am pus, l-am descărcat pe canalul meu de YouTube, oricând poate să-l vadă, eu nu știu să editez, eu nu știu să, decât l-am fragmentat ca să poată să fie descărcat mai repede, că altfel stăteam 2 zile până se descărca. Au ocazia să-l vadă fără... Bună seara, doamna Laura, bună seara! Bună seara, doamna Camelia! Doamna Laura, dar de ce dansau românașii? Probabil că dansau iar aduce cu duminică. Doamna Camelia, este la figurat. Dansau, până au pus muzică, râdeau acolo și am spus așa, veselie. Nu dansau, vă dați seama că nu le vedeam eu cum dansau, mai ales că nici nu are... Dacă l-a înregistrat în emisiune Andreea Mantea, dacă va spune ce fel a vorbit cu concurenții Robert aseară. Numai ne-a dat și cocoșul până la urmă, ați văzut, da? N-am fost atent, credeți-mă că nici nu m-am uitat. Da, ne-a zis că... Ne-a zis că are cocoșul mare. Nu știu să vă spun pentru că nu am văzut live-ul. Vă dați seama, eu nu am. Cred că e 2 ore și ceva live-ul, dacă nu mă înșel. N-am avut timpul necesar să-l văd cap-coada. Am văzut decât repere din el și ce am postat imediat după ce am închis live-ul pe TikTok. Dar cum voi avea ocazia, voi vedea cap-coada. Păi ăsta este hal de concurent să intre pe live. Exact. În primul rând este imaginea, cât este în casă, este imaginea Casa Iubirii. Dacă stafful și canal D vor să aibă astfel de concurenți, e strict problema lor. Dar să nu se supere când telespectatorii sunt revoltați și siderați de astfel de comportamente la anumiți concurenți. În primul rând, faptul că vii și jignești ca un concurent din Casa Iubirii și vii după pe live-ul tău personal, speță Robert, și să spună că noi l-am jignit și eu în mod special l-am jignit în condițiile în care toți ați fost aici, cu ce l-am jignit? Dacă îl întreb și întreb pe toți românașii care sunt, că l-am înjurat, eu nu înjur de fel, eu nu înjur și că eu l-am înjurat și că l-am jignit. Eu nu mi-aduc aminte dacă dumneavoastră știți că l-am jignit, fără nicio supărare, spuneți-mi. Doamna Laura, nu v-ați dat seama, erați nervoasă și ați spus asta sau ați spus asta. Da, păi aseară ne-a scris... Bună seara! Bună seara! Ne-a scris pe live la toți care eram aici, ne-a scris că el are cocoșul mare, ne dă cocoșul lui. Corect. Când a scris aseară, eu l-am înjurat pe spaniolă. Serios? Da. Deci eu chiar n-am văzut, ca să vedeți. Da, eu doamna chiar Laura, cum să nu? Sigur că da. Vă dau cuvântul meu de onoare, eu acum aud și faza este că eu, când salvez... live-ul, nu mi-apar comentariile astea.
pe spaniolă eu l-am înjurat și mi-a dat bloc și la el nu mai pot să intru. Până acum Dana. m-a punea pe mut la el, acum m-a blocat la el. Deci a scris că de-aia Da. nu am văzut, că eu n-am urmărit chat-ul. Eu Doamna Laura, eram în dumneavoastră chat. vorbeați cu el, îi spuneați că e un Da. nesimțit, că vorbea foarte urât în live, iar el a scris ultimul cuvânt, care cocoșul, da, am cocoșul mare. Mă ține că am cocoșul mare. Bine că am cocoșul mare, da. Da. Păi de asta merge la date și nu se culcă cu femeile. Bună Păi seara! dacă nu are prea mare și nu Bună s-a seara, scoată domnul nimic cu Ivan! el. Scuzați-mă, am rămas uimită la ce mi-au spus doamnele Ana și Camelia, deci vă dau Da, cuvântul meu de onoare că eu doamnă! n-am auzit. Care Eu am sunteți aici, vă rog frumos, care sunteți aici în live și ați auzit, ați văzut careva, vă rog să Nici nu scrieți are da. rene cocoșul. Doamne, de unde le scos? Te iubesc, Cris! Doamna Laura, doamna Laura, Da, domnul Ivan, spuneți. era pe live cu fratisorul Robert Cirescu și a zis că sunteți nebună și că erați beata seară. Păi da, ei cunosc femeile și de aici să vă dați seama că știu când o femeie nu bea, nu e șervețelul Uitați, bărbatului, doamna de Laura, aici că vă dați seama. scriu aici că au văzut-o, că au fost mulți aseară pe live. Uitați, da. Acum am zis și eu că sunt în Spania și l-am înjurat și eu, negru Loredana. Vedem când vine de la Râșnov dacă e mulțumită Catinca. Nu! 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 E plânsă toată! Vă garantez, dezamăgire Ia profundă! uitați că vă întreabă, da, doamnă, n-ați văzut, doamna Laura, vă întreabă. N-am văzut! Păi nu că erați foarte nervoasă pe el că vorbea urât și îi răspundeați de aia. Lavinia, și eu în jur, la asta te referi. Ia spune-mi și mie, care a fost înjurătura? Hai să te văd, că așa pot să spun și eu, că nu te cheamă Lavinia și nu ești femeie. Nu, doamna Laura nu l-a înjurat, i-a zis că este un nesimțit, că ne scrie urât la toți susținători, toți care eram aici în live. Mulțumesc frumos, Madi. În primul rând, când spui la o persoană, ești nesimțit, nu este jignire. Este lipsă de bun simț. Nu ai simț. Zici tu, Alex, aici. Doar Marioara a vorbit aiurea cu el aseară. Era femeia nervoasă pentru că cu o seară înainte a fost făcută praf la Dan Andrei sau la Românaș, nu știu pe care live a fost. Și am înțeles că a fost luată peste picior. Bună seara, Denisa! Sabrina, dacă eu sunt Pandele Coțofana, tu ce cauți aici? Ia-ți un mare Maidan, că bloc nu-ți dau. Blocurile s-au scumpit. Apartamentele. Da, asta e, Și mai avem. Maidanurile sunt cam scumpe, la mai bine le trimitem pe gârlă. Pe Maidan, pe Maidan, acolo. Doamna Laura, Da, domnul Ivan, spuneți. dacă Bianca scăpa o astăzi la varină, Ce făcea astăzi? dacă scăpa ou, când Da. făcea magie, A cum fost stai, că foarte săracă, că le fericită că duce a primit un dorul? cadou mai scumpicel. Vă rog să nu mai scrieți aici pe live că nu are nimeni grijă al lui Robert, dar aseară a intrat și a vorbit foarte urât ca un concurent din casă, da? Ce ați citit, doamna Camelia? Spuneți-mi mie că le dau eu acum răspunsul la toți. A scris în live că numai bârfa lui Robert avem. Ne pare rău, suntem telespectatori și avem tot dreptul să ne dăm cu părerea despre ceea ce vedem în emisiune. Că nu vreți dumneavoastră să recunoașteți, este partea 14-a. Dar noi, ca și telespectatori, ne-am strâns aici să spunem ce ne convine și ce nu. Dacă dumneavoastră credeți că ne peceletuiți gura și ne puneți lacăt la gură, vă înșelați amarnic. Nu suntem susținători, Dacă eu tu crezi una, că are nu cap sunt mișto, că ar susținătoarea fi nimănui, am tot dreptul ca telespectator să-mi spun părerile. Nu ca voi să fac postări pe conturi fake și să denigrez toți concurenții. Eu sunt mai asumată ca voi și spun ceea ce îmi place și ce nu îmi place cu voce tare. Asta e diferența Vedem, dintre doamna mine Laura, și că anumiți.
Vedeți că Paraschiv Victoria scrie în continuu urât. Ia stați să o urmărim. Paraschiv, te trimit la Paraschiva, pe cuvânt. Stai să te găsesc. Paraschiv Victoria. Te vrei și... Aoleu, te-am găsit. Paraschiv Victoria. Ia, hai, băști. Dacă nu știi să fii doamnă și vrei să arăți că ești tu lupul moralist, pe Maidan cu tine. Când ai ști să vorbești și să îți spui părerea, fără ca să te legi de noi, noi avem tot dreptul să vorbim. Doamna Laura Cică Biencuța și-a făcut, nu mă interesează, vă dați seama, mi-e destul să o văd în emisiune. Mai stau să o urmăresc și pe unde mai umblă ea. Abia aștept să scap de ea. Nu avem nimic. Ferească, nu avem nimic. Nu, de sincer, îmi dau pedeapsă singură urmărind-o. Mulțumesc frumos, Ștefanie. Dacă vreți să... Da. Trebuie să vă duceți să faceți probă la pijamale. Nu avem nimic cu dumneavoastră, nu avem nimic cu dumneavoastră. Puteți să urcați sus în live la doamna Laura. Dacă și să vă spuneți părerea, nicio problemă. Nu vă lăsați, doamna Laura, corect. Hai, domnule, mai lăsați-ne cu omul. Adică, nu știu cum să spun, ce vor româna și ăștia, că eu nu i-am înțeles. Niciodată, în niciun sezon, dar în niciun sezon, pentru că ei acum au apărut de câteva luni de zile, nu a fost așa ceva, nu ai voie să vorbești de Cuptărescu. Etena! E, hai, cum adică? Păi Aura, uitați, este o doamnă aici, Popovic Denisa, vrea să urce sus. Ce anume, doamna Camelia? Dacă este o doamnă Popovici. Popovici, stați că vă spun acum, da? Vrea să intre sus. Doamna Popovic Denisa. Ester Purvu mi-a apărut acum. Cum îmi văd aici la invitații, ridic pe toată lumea. Decât atâta cer decență, restul să-și pună toată lumea, toate părerile pe care le are despre acești concurenți. Ăsta e și scopul live-ului. Bună seara! Ne auzi? Pârvu! Da, e pe pauză. Să vedem ce vrea. Mihaela, e strict problema lui, el s-a făcut, eu nu cred că există telespectator să dea, mulțumesc frumos, Madi, să dea într-un concurent fără să facă nimic. Oare nu părerile noastre vin în urma faptelor lor? Și atunci de ce se supără pe noi? Dacă unul din concurenți, toți care am vorbit despre ei, va veni aici în fața mea și va spune: doamnă, în data de ați vorbit de mine și ați spus că am făcut lucrul ăla și v-ați luat aiurea de mine, eu le cer scuze public, dacă este adevărat. Da, o singură dată s-a întâmplat la Nicolas, nu știu dacă știți sezonul 1. Îl știu. Așa, și mi s-a adus la cunoștință anumite informații care ulterior s-au spus și în emisiune, și atunci m-am supărat foarte tare pe Nicolas. Nicolas mi-a scris în privat și mi-a spus: nu este adevărat. Și ulterior am aflat cum au stat lucrurile și am venit și am spus tot ce am știut, cum am spus și de Lorena. Tot ce am spus despre Nicolas, informațiile pe care le-am primit au fost date în așa fel încât să cred că Nicolas este de o altă factură. Nu este adevărat. Asta, dacă vă aduceți aminte, am spus și de Lorena. De Lorena vă spuneam când a fost eliminată, că mi-a spus viperele vesele, și vă dau cuvântul meu de onoare că îmi venea să plâng, nu îmi venea să cred. Și a doua zi am luat pe viperele vesele, iar în particular, și am spus: ceva e putred la mijloc, nu se pupă. Și atunci am înțeles că ea nu urmărea emisiunea și că ea a făcut confuzie cu șoferul. Ia uitați ce vă scrie Luchi Fotea, că nu mai strigați așa tare, că de aia vă face că sunteți beată, că strigați tare, vorbiți mai încet. Dați-i bloc. În primul și în primul rând, cum ați spus că o cheamă?
Nu mai știu. Luchi Fotea. Măi, Luchi, ăsta mi este tonul. Nu am cum să mă schimb. O cheamă Luchi Fotea. Aude, nu am cum să mă schimb. Nu sunt genul de femeie să stau ghiocel și să vorbesc printre dinți. De fel, când îmi spun părerea, o spun cu toată gura și să mă audă toată lumea. Și nu sunt genul de femeie să-mi fie frică să vorbesc. Dacă nu poți să înțelegi, este strict problema ta. Da, sunt momente când escaladez la ton, dar nu mă pot controla. Asta sunt. Nu pot să fac aici pe fata de la mănăstire că sunt prea sfințită și prea ne... așa. Sunt o femeie normală. În momentul când mă enervez, ridic tonul. Și punct. Dacă vreți să mă știți, doamna Ale, doamna Laura, hai să punem și noi aici să ne dea și nouă cineva pijamale. Toată casa asta vă vrea pijamale acum. Haideți să vă spun ceva. Acele pijamale sunt de la Victoria. Sigur, n-avem voie să pronunțăm firme. Este o pijama frumușică și cât de cât de calitate. Dar nu sunt de condamnat. Chiar dacă am ce am cu Bianca, nu sunt de condamnat. Toate tinerele, când văd un lucru mai calitativ și mai scump, se bucură. Dar problema mea este la modul ăsta. Dacă una din fete primea cadoul ăsta, ce făcea Bianca? Dar ați văzut că auriul nu-i place? Argintiu nu-i place decât auriu? Păi nu-i mai place argintiu, acum îi place aurul de la Nona. Vă aduceți aminte când o vedea pe Nona? Murea. Da. Așa, și spunea, vai dragă, în casa asta se poartă auriul acum. Da. Acum a dat de înțeles să audă papă lapte și să își vândă Adidas și să ia brățară. A luat pijamale să bage ouul în el. În ele. Păi bine că i-a luat pantaloni, o reprezintă. Da, stai că le-a îmbârligat doamna Mantea ca să-și cumpere toate pijamale și să facă un dans acolo cu pijama, în pijamale. Stați puțin că citeam ceva. Big like pentru tonul dumneavoastră, vorbiți tare clar și răspicat, e un mare atu într-un live. Mulțumesc frumos! Ce a spus doamna Camelia? Le-a spus doamna Mantea ca să-și cumpere toate pijamale, nu-i interesează de unde, cum și cum cumpără, că vrea să vadă, să facă un dans în casă, fetele în pijamale. Un party. Un party, da. Păi nu știu dacă, când a fost vorba să bage ele mâna în buzunar, că o pijama de genul ăla e undeva la 6, 4, 10 milioane, depinde cum o găsești. Dacă este atunci apărut modelul nou. Cu pijama a propus-o Elena a doua zi când a intrat. Da, și a fost sictirită Catinca. Da, Catinca. Da. Probabil că n-are pijama de aia. Doamna Laura, lui Bianca să-i aducă și un cofrag de ouă. Da. Auziți, domnul Ivan și domnul Cristi, dacă dumneavoastră vă certați cu soția, ce a fost astăzi cu Vlada și cu Antoni? Vi s-a părut frumos cum a țipat Catinca pe Antoni și Bianca? Pe parcă era ea. Parcă era ea gagica lui Antoni. Am dreptate? A fost prea calm Antoni. Că eu dacă eram în locul lui Antoni, eu știți ce îi spuneam? Îi spuneam, tu ești cu mine în relație? Corect, asta am spus-o eu. Da, nu asta sunt de cărcotași. Eu când am auzit, băi, dar ăsta să culcă cu astea trei odată? Că eu nu înțeleg. Da. De unde atâta tupeu pe el? Păi cum adică mă cer cu soțul meu? Indiferent de ce motiv mă cer. Și acum să-mi vină vecina de peste drum să spună, auzi, băi, ăsta. Ferească. Da, ați văzut că i-a zis Vlad, dar i-a zis Bianca, tu taci. Domnule, dar și Catinca a început să arunce zeflemeul din ea. Și a zis, tu taci. Și a tăcut Bianca. Vă întreb, astea două, Bianca și Catinca, aveau curaj să-i vorbească așa lui Laurențiu sau lui Ionuț? Nu. Vedeți cum este omul nostru, dacă ești bun și cu minte și cu bun simț? Genul ăsta
Femei te iau la mișto. Și atunci trebuie să le ții piciorul pe gât. Nici Muradu n-a dat curaj. Atunci am eu dreptate, că genul ăsta de femei sunt atât de tupeiste și atât de obraznice, încât trebuie să le ții tot timpul la distanță și să le ții piciorul pe gât? Că dacă domnul, le dai un deget, îți ia toată mâna și se crede. Domnul Cristi, da. Duceți-vă și faceți proba la pijamale. Auziți, doamna Laura, ați văzut... Sunteți mai tineri ca mine. Hai că oamenii ăștia vorbesc numai de ouă și de pijamale aici. Doamna Laura, să fim și un pic mai relaxați. Da, spuneți. Ați văzut ce uitătură are Catinca în emisiune? Ferească Dumnezeu! Blocați-o pe Cristina, Daniela Pot! Cristina, acum sunt în căutare ei. Cristina Daniela Pop, vai de tine. Corina Daniela Pop. Așa urât. Corina sau Cristina Ana? Că am găsit aici Corina Daniela Popa. Da. A spus cineva blocat-o că vorbește urât. Am trimis-o pe Maidan. Da. Ați văzut ce uitătură are, ce... Da, ce Doamne, ea nu mai e niciuna. Dacă nu era Bianca, tot acolo murea sau era acasă acum. Păi de acum se simte bazată pentru că o susține Violeta Lăcrămioara și că o susțin românașii și vedeți și poziția ei. Și poziția. Nu a vorbit urât, doar a susținut pe cineva, Corina. Aolo. Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ne pozează cineva, ne registrează, că se aude urât. Nu, sunt moderatorii mei care îmi scriu și mai primesc mesaje de la telespectatori. Nu a vorbit urât. Andreea, deblochează dacă nu a vorbit urât. Dacă susține anumiți concurenți și nu vorbește urât, lăsați-o să-i ascultăm părerile. Și Catinca foarte arogantă, da. Catinca este caracterul ei, se vede de la o poștă, v-aș ruga pe dumneavoastră să faceți o probă să vedeți, puteți să vă uitați așa, ca să faci genul ăsta de acțiuni cum le are Catinca, reacții, trebuie să ai în sânge. Ați văzut cum se bagă cu botul în el și el nu o sărută deloc, nu o ocolește. A făcut date, au fost la date, doamna, la Râșnov. Au fost la date și nici acolo n-a sărutat-o, nu nimic, nici acolo nu s-a întâmplat nimic. Robert nu vrea, doamna Laura, aici e făcătură. Păi e dacă nu știe să sărute. Mulțumesc frumos, Mihaela. Păi ce v-am spus, doamna Camelia, că aseară, că vor merge la date fără să știu nimic, vă dau cuvântul meu de onoare și nu vor face nimic, va găsi el 11.000 de motive încât... Să nu doarmă și Catinca mai cerea și 4-5 nopți la rând. Cred că își punea ștreangul de gât singură. Păi la care volanul pe dreapta? Are volanul pe dreapta, doamnă. Problema lor, dar deja mă îngasează cât tupeu au și nu vor să recunoască și mai se dau și mari fapt că râdea de Radu, că a fost la... Doamna Andrei vă registrează, doamna Laura. Să mă registreze cât vrea el, dar să nu mai se chinuie că le postez eu. Râdea de Radu că a fost un date cu Cristina și că a dormit cu spatele la ea, în condițiile în care Robertică e a doua femeie, al treilea date și nu se întâmplă nimic. A, păi scuzați-mă pe mine, i-am spus eu bine aseară. La Radu a fost altă problemă. Știți care e problema la Robert? Robert când a fost în camera roșie cu ea, ea tușea și Robert l-a întrebat-o, te văd că tu cam tușești. Și ea i-a răspuns, păi dacă eu am avut tuberculoză. Da. La Radu a fost altă problemă. L-am tratat, dar mi-a rămas așa. Și el de atunci am impresia că s-a speriat de ea. Și de Mihaela, de ce s-a mai speriat? Ea a spus în direct că îi spunea lui Robert. Știu ce spune doamna Camelia. Și de Mihaela, de ce s-a mai speriat? Mihaela s-a mai speriat. Era frică că dacă nu face treabă bună, îl bate o șanca.
Da, Ana Mari, ai vrut să spui ceva? Vedeam zgrea cu ochi. Mi-am pierdut ideea de moment. Da, așa se întâmplă. E, între timp, poate ți-aduce aminte. Dar Elena, de iar. Giulia ce ziceți? Ce spuneți? De Giulia ce ziceți? Giulia, Este după ea un părerea butuie. mea, Giulia, după părerea mea, stă efectiv de pomană în casă. Ea face acum, cum am spus de atâtea ori, face pe geloasa și pe femeia trădată de Cosmin. Zici că a lăsat-o Da. cu 5 copii și nu-i plătește pensia L-ați nimic. văzut cum bătea în picior când s-a dus Cristina Da. la Patrick? Auziți, Da. doamna Laura, haideți să-i dau un răspuns lui doamna Marina, că tot scrie de Lorena și Laurențiu. Nu mai întrebați de ei, ei sunt bine. Lorena e plecată în Spania să-și închidă acolo ce are fata acolo, că ea a lucrat, a avut, cum ați spus, Colaborările. așa, și se va întoarce săptămâna viitoare înapoi. După aia o să stea într-un apartament și închiriază cu Laurențiu împreună în București. Acolo am înțeles că vor să-și deschidă ei o afacere acolo. Da. Da, Așa că 007. Să-i răspundem și lui 007. Știu, am văzut și au fost trimis și mie live-ul Giuliei când a intrat aseară Robert și nu știa, nu înțelegea ce se eu întâmplă. chiar am Giulia primit, doamna o Laura. să înțelege un pic mai greu și înțelege tot timpul pe partea cealaltă. Doamna Laura, eu vi-am trimis live-ul, video care l-a făcut Giulia, dar nu înțelegea despre ce e vorba. Da, mă Mi-am uitam trimis și și spuneam, dar mesaj. ce e așa greu să înțeleagă Mi-am să picea? explicat în mesaje, în câteva mesaje, exact ce s-a întâmplat. Și sper că a înțeles. Giulia e cam tare de cap, nu prea înțelege, ea înțelege numai ce-i convine. Și cum îi convine? A, după cum bate Da, vântul, încep fapt că acum direcție. este prietenă de ca la Cataramă, ce v-am spus eu săptămâna Haideți, trecută? doamna Laura, că Giulia ea e plecată și aia de acasă. Mai bine s-a luat cu Robert de mână. Ce v-am spus săptămâna trecută, când se certa cu Catinca și cu Bianca. Stați liniștiți că săptămâna viitoare le vedeți pe toate trei la masă. V-ați văzut-o? Cine dracu să se uite la ea când ea numai figuri are? Se duce în casă la băieți, face într-o parte cu mâna, face într-alta, numai figuri pe ea, n-are nimic în ea. Da, eu vă întreb pe dumneavoastră, ele, fetele astea chiar nu gândesc că în momentul când sunt atât de mahalagioice și atât de se plimbă de colo-colo, mulțumesc frumos, Andreea, nu văd băieții și fug de ele? Păi da, asta ziceam. Mă uit la ea ce figuri are pe ea, numai figuri, numai... Păi ea am îmbrăcat-o acum și pe Elena ca să-l Vedeți că lase pe vorbiți urât. Cosmin să Mai ia pe Patrick. Să-l ia pe Patrick. Nina! Măi, Nina, care sunt vorbele alea urâte? Măi, dar voi chiar nu mai gândiți când sunt vorbele alea urâte? Sunt faptele lor, drăguță, sunt constatările noastre. Dar atât de greu gândiți, atât de limitate sunteți, încât să nu faceți diferență. Dacă eu te-am deșteaptă, te jignesc, te întreb. Ia spuneți cei din la, vă place de Elena? Ce postură are în emisiune? Ce fel stă? Mai ales când vine doamna Da, parcă Maria. zice că e la cârciumă. Ce poziție are? I-a zis Păi doamna care Mantea nu este știu de câte rușinea de ori. doamnă? Maria, Iată câte uite, observații. aseară te-am lăsat, dar acum nu te mai las. Hai, dacă tot ai tu dușmănie că trăiesc eu din asta, uite, acum îți dau bloc ca să ai posibilitatea să-ți faci și tu ceea ce ai văzut la mine. Hai! Vai de capul tău! Vai de capul tău cât te duce capul! Oh, Stă pe canapeaua aia cu fundul într-o parte, n-are o poziție și ea de o da. concurentă. Chiar dacă noi uităm mâine în vlog, o să-i spun să stea și ea în capul oaselor, că totuși este într-un O avea platou. evoluit, doamnă. Nu, domnișoară, și-ar trebui să stea ca atare. Doamne, cum le prindeți din zbor! Dar i-a făcut, doamna Mantea i-a făcut o observație de vreo două, trei ori, dar tot la fel să. E, Nu nicio are problemă, cum. că atunci o să marșăm noi ca telespectatori până își va da seama. Elena, să...
Elena stă pe canapea de zici că are silicon în fund. Da, cred că eu zic că are o problemă, că stă într-o parte, ați văzut cum stă cu fundul Este mai senzuală, e mai senzuală, așa, crede ea. Cred că are hemoroizi. Bună seara, Patricia! Da, ce? Într-un final vă garantez eu că își va da seama și va începe să stea și ea normal, ca o domnișoară decentă. Păi și Larisa din primul sezon tot așa făcea ca Elena. Eu nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte. Nu e mai bine ca. Auziți? Ce vreau? Nu e bine cum s-a de Catinca? Ba da, că aia a făcut gaură în canapea. De Elena, ce pot să vă mai spun? Elena, am impresia că habar n-are nici fata asta pe ce lume trăiește. Când îl vrea pe Cosmin, l-a văzut pe Patrick, acum e disperată după Patrick. Ar vrea Patrick, a și spus în casa băieților, Elena a auzit, a spus Patrick așa, că el o vede, într-adevăr e frumoasă, a zis Patrick, dar nu se vede într-o relație cu ea. Haideți să vă spun din punctul meu de vedere ce am constatat eu pe parcurs la vârsta mea. Băieții ăștia care sunt mai băieței, mai de stradă, mai unși cu toate alifiile, când văd genul ăsta de femei, cum a fost Bianca, care l-a lăsat pe Alexandru imediat că l-a văzut pe Laurențiu, asta se întâmplă la Elena acum cu Cosmin și Patrick, și Laurențiu când a văzut că l-a lăsat pe Alexandru, ce a spus? Păi dacă l-a lăsat pe Alexandru să fie cu mine, așa o să facă și cu mine. Mai mult ca sigur și Patrick gândește același lucru. Părerea mea că nu o să fie Patrick cu Elena, pentru că avem doi bărbați aici care poate să infirme sau să confirme ceea ce spun eu. Da. Aveți dreptate. Doamna Laura, Aveți dar ce? încredere într-o femeie care lasă un bărbat pentru dumneavoastră imediat la prima strigare, cum vă vede? S-ar putea să ducă la un date cu el și gata. Păi, Doamna ce Elena, dar face ce cu ăsta poate pretenții? să facă oricând și cu dumneavoastră. Da, spune. Ce pretenții să avem la Elena că doar s-a despărțit de iubit și a rămas în aceeași casă ca amantă? Elena s-a despărțit de Păi iubitul ei asta a după spus 3 ani de ea. zile și a Când rămas am pierdut eu chestia asta? Când a spus-o? Cu el ca Ba, amantă. doamna Laura, a spus-o în emisiune. Da, Că a da? avut niște relații și ultima relație care a avut-o a fost de S-a vreo 2 răit ani. într-una altă. Așa? Și că a rămas cu el în continuare, dacă concubin. Da, amanta lui. Ca amantă, ca prieten, ca... Prima Vă care aduceți aminte când? avea Vă aduceți aminte când a spus lucrurile astea? probleme lor? La început. În ziua când a intrat. Când a În venit ziua atunci. când a intrat? Să mă Da. uit, deci eu am pierdut faza asta. În Vai ziua de capul meu, ce mi-ați spus? Vai de prima zi sau la capul meu! a doua zi? A întrebat fetele, dar ultima relație și a zis, zice, ultima am avut-o de 3 ani de zile, dacă nu mă înșel, a zis, și a Da. rămas în brațele lui, a sărit tot în aceleași brațe, dar ca amantă. Ferească Dumnezeu, Deci ferească au Dumnezeu. legătura de iubiți și au rămas Păi amanți. atunci e posibil să fie real ce a zis ăștia că face Oli. Și După față, n-ar fi ceva wow să nu fie. pentru Parcă ea ar fi o e chestie de de acolo. dintr-o cracă în alta. Cred că Mantea a aflat ceva. Ce anume, Cris? Dumneavoastră nu ați văzut că băieții las precum Laurențiu ce fete preferă? Lorena. Mariana, păi spune-ne și cum o vezi tu pe Lorena, că așa nu ne putem da seama, că dacă tu o vezi o Că astăzi a femeie... zis ceva în emisiune de Lorena că nimeni n-a avut corp mai frumos ca Elena, nici măcar Lorena. Ceva de genul a zis. Că i-am zis și eu soțul meu, zic, frumusețe, în casă, de când am început eu să mă uit, n-am văzut mai persoană mai frumoasă ca Lorena. Corp, fizionomie, tot, cu toate că ea se exprima Foarte un pic mai dulcică. greu.
Foarte exprima un pic lungită mai și greu. plină de sex appeal. Exact. Păi da, Pentru doamna tine. Laura, dar știți ce făcea în Spania, nu? Făcea la reclame, la parfumuri, la... Deci îți vă dați seama că lucra cu firme din astea care... Păi da. Doamna Camelia, dar și Elena se laudă că e fotomodel. La fotomodel, să stai în pozițiile care ea stă, Lorena nu ar fi stat nici dacă o băteai peste punct și nu putea să stea. O Ce femeie cu minte care se respectă, aduceți-vă aminte când ea se punea pe canapea, ea nu stătea pe canapea și avea fusta scurtă fără pernă. Da, Când da. se ridica, se ridica cu grijă să nu se întâmple să se vadă și altceva. Doamna Negru Loredana, de unde știți dumneavoastră că cât de curând se va despărți Lorena? Numai aiurea vorbiți. E Vă luați problema lor ce dumneavoastră face acum, cu e viața lor Laurențiu? privată, nu ne interesează pe noi. Mai bine, nu Da. mai sunt concurenți în casă, i-am susținut, ne-a plăcut foarte mult de ei, dar nu mai sunt acum. Acum le doresc multă fericire, că-s Corect. tineri amândoi, și multă sănătate, Doamna atât le doresc. Lorena, dacă mă auziți, dacă sunteți căsătorită sau sunteți într-o relație, peste 3 ani, dumneavoastră, garantați acum că veți fi? Asta nu Eu știe nu. nimeni, dar. Eu nu. Eu nu garantez. Eu nu garantez nici până mâine că ai mai fi. Nu, asta e o vorbă. Deci, vă dau cuvântul meu de onoare și cred că toți, că suntem ca pe acolo, cred că toți am pățit când ne-am luat. Ai mei părinți îmi spuneau: tu nu stai cu ăsta, ferească Sfântul Laur. La cum îl văd eu, tu nu stai. Nu-ți dau un an de zile. Ale mele verișoare, du-te fată de aici că nu stai tu. La cum ești tu de fițoasă, nu stai tu cu ăsta. Și e tena, că ne-a prins atâția ani împreună și dacă ar fi Mulțumesc. să mă nasc a doua oră, tot pe el l-aș lua și tot. Doamna Laura, eu am un frate, al doilea dintre frați, că eu sunt a treia, nici în ziua de azi, după 25 de ani, tot nu-mi dă nicio șansă cu soțul meu. Corect. Sunt oameni și oameni. Noi, doar noi, între noi știm cât suportăm și care ne sunt limitele. De exemplu, asta, Elisabeta asta, femeia sumo, care stă la Dan Andrei, spunea că mă cer, că am probleme cu bărbatul, că a vorbit ea cu niște vecini de-ai mei și că i-a spus ce fel de om sunt. Dar aș întreba-o când a vorbit ea cu vecinii mei, că nu văd să aibă anturajul pe care îl au vecinii ăștia de aici, de la mine, fiind, nu vreau eu să spun, dar sunt oameni de calitate. Aici este centru, este pe circuit închis, nu poate să intre nimeni aici decât dacă este legitimat la poartă. Bună seara, America! Doamna E Laura, complex de vină, persoana de cea ce suportar, nu intră. O avea relații, doctori, ingineri, profesori, oameni de No. afaceri. Eu cred că așa trăiește în familia ei. Eu știu Auziți-mă istoria că rugăciunea. mi s-a adus la cunoștință, dar nu vreau să mai dau în ea că este prea bătută de soartă, dar cum își permită să spună de mine în condițiile în care ea nu mă cunoaște și să spună că am vorbit eu de copilul ei? Da, am spus mamă de copil fără bărbat, că a fost părăsită, să stai la 1 noaptea pe live și copilul ăla să plângă, că l-auzeam cu toții cum plângea, că și îl punea la 1 noaptea să se spele, 12, 1 noaptea, să se spele pe dinți, că ea stătea pe live, ferească Dumnezeu! Și spune mie că nu-mi crezi nepoții. Nepoții mei au părinți și nepoții mei, Elisabeta, dați voi da răspunsul mâine, nepoții mei sunt introduși în mediul educațional și în activități educaționale până la ora 5 și au bonă și eu, pentru că stau lângă mine, casă lipită de mine, sunt bunica lor, dar asta nu înseamnă că trebuie să stau eu de cu dimineața și până seara. Stau dacă este nevoie. Las totul pentru nepoții mei. Dar nu să vii tu să te victimizezi, că te auzi soțul meu și mi-a spus: dar care e asta care se victimizează așa și îi pare rău de tine? Păi poate vrea să mă duc la ea să-i arăt că da, îmi iubesc nevasta. Care e problema ei? De unde își prinde și ea că nu ne Auziți, înțelegem? doamna Laura, dar să Dar ea știți că poate de știe undeva, după
Bărbatul Pe e ca undeva îi dau dreptate lui Cosmin când a zis că totuși are el o reținere pentru ea prima dată când că n-ar fi genul lui. Dar vedeți că s-a ajuns aici până la urmă, Cosmin a avut perfectă dreptate. Ați văzut cum îi făcea inimi lui Patrick? Patrick nu are nicio treabă cu ea. N-are nicio treabă. Corect, da, corect. Patrick nu are nicio treabă cu niciuna de acolo, că el când a intrat în clasă a spus că el nu vrea o relație serioasă. Exact. El vrea o aventură. El vrea aventură. Dar să știți că și Elena e treabă. Mulțumesc frumos, doamna Elena, și dumneavoastră să fiți sănătoasă și fericită. Să știți că și Elena nu vrea căsnicie. Doamna Laura, Cosmin, să știți că ne-a făcut o impresie totuși bună. E un băiat educat, liniștit. Da, și mie îmi place foarte mult de Cosmin, că n-are el parte. Acum să fim sinceri, ce băiat normal, și se vede că acest Cosmin este domestic și că vrea o femeie cu minte, să-i fie drag să stea cu ea, să nu fie mai bărbățoaică decât el și să fie de casă. Pe care o vedeți acum în momentul ăsta, în afară de Mihail? Pe niciuna. Care? De sincer acum. Niciuna. Eu stau și mă gândesc și chiar făceam glume cu al meu băiat, că tot mă auzea pe aici, și am zis, măi mamă, ia zi și mie, ți-ar plăcea vreo una de aici? Și a început să râdă și a spus, mamă, ai chef de glume cu mine? Vreau să mă pace. Păcat de el. Și nu prea are susținători atât de nu are așa mult susținători, dar este un băiat care, să știți că e plăcut, foarte plăcut în emisiune. Doamna Camelia, păi cam asta se întâmplă și în viața noastră reală. Omul bun nu este susținut și nu are noroc, vorba Anei, și tot timpul este dat în umbră, pentru că nu e ăla care să se bage ca tupeistul și să mintă și să pară ăla șmecherul. Se vede că e clar. E un băiat calm, vorbește calm, vorbește... Și să vedeți sensibilitatea lui în momentul când îl iei un pic mai tare și gata, se blochează și nu mai vrea să vorbească. Că mă uitam și la doamna Mantea, deci acum îl scotea pe Cosmin vinovat, că Elena spune că l-ar plăcea și pe Patrick. Deci astăzi vă dau un domnul. Vasile. Ce s-a întâmplat? Eu dacă aș fi în locul lui Patrick. Vasile are 60 de angajați și de o săptămână votează Robert. Dar să meargă la Robert, dar ce bine la noi. N-avem nevoie de... Nu, atât dacă drumul gândește, poate să scrie acolo, o să facă Dita Maia Catistu, vot nu, Robert. Nu, lăsați doamna Ana Madi. Aici nu. Poate să voteze fiecare pe cine vrea. Dar îi spun de atât, că nu se ia în calcul voturile aici. Să bage mâna în buzunar și să dea mesaj. Asta a fost. Deci nu, mulțumesc frumos, Timiș. Eu asta dacă aș fi în locul lui Cosmin, eu mâine n-aș mai băga o seamă. Aș vorbi cu ea, dar aș vorbi așa, la mișto cu ea. Corect. Deci genul ăsta de fete, ca să le pui cu botul pe labe și altă dată să nu mai facă așa și să nu aleagă bărbații precum bluzele, că dai o vagabantă penală și ai dat alunecă alunecă, dar mai rău că am spus Vasilina cu nisip. Cine vorbă? Soțul tău, Ana? Vreau soțul meu aici. Zice că Elena alunecă precum apa pe tuberie. Auziți, dar să știți că mi-a fost foarte milă astăzi de Cosmin în emisiune. Da. Că ea îi păcea, îi arăta inimă lui Patrick. Și el s-a simțit prost. Știți ce mi-ar plăcea să văd? Și nu știu de ce am eu impresia că asta se va întâmpla. Bine că mi-a ajuns și ceva la urechi, dar le pun cap la cap. La cum o văd pe Elenuța asta, că își pune perna și crede cu gura până la urechi și se uită fix în ochii bărbaților. V-am mai spus eu, să vă ferească Dumnezeu, eu știu de la tatăl meu. Femeia care te va fixa și va râde cu gura până la urechi în fața bărbaților. Să se îndrepte către Patrick să nu vrea și după aceea să vină la Cosmin. Nu mai vrea Cosmin. Nu mai ia Cosmin. Și așa să zică mersi, că Cosmin e foarte pretențios. Adică el vrea o femeie, vrea o fată acolo, se vede că vrea ceva, dar vrea cu totul diferit, o fată cu minte, o fată să înțeleagă cu ea
Și dacă i-a văzut caracterul astăzi în emisiune. Da, Corina, da, Corina, te-am blocat fără să știu. Categoric, după ce se termină live-ul, te voi debloca. Corina are orgoliu, corect. Da, am impresia că e îmbârligată foarte mult în cameră de Giulia. Da. Corect. Da. Giulia, n-ai văzut ce urât făcea astăzi? Mai ales când s-a dus în grădină. Pe Vlada. Deci Vlada, dacă mai apleacă urechea la Catinca, Antoni la un moment dat se va sătura. Și dacă apare o altă fată, dar stați că intră Larisa, dar nu cred că... Intră Larisa. Nu cred că Larisa face relație, nu cred. Nu, Larisa intră. Larisa, dacă intră, intră pe scandal. Intră atât, să marșeze în... Larisa, cum intră și Patrick. Între cu Bianca. Ce spui, Ana? Larisa o să intre cum a intrat Patrick. Să intre în relații. Să distrugă. Da, sunt pe strategii. Atât. Prea multe cupluri începuse să se facă acolo. Da, eu am simțit eu sau poate ați simțit și dumneavoastră. Doamna Mantea s-a enervat acum că este posibil ca Vlada Antonio să se despartă. Da. Asta Elena cu Cosmin, Mihaela cu Adelin și ar rămâne fără cupluri. Nu da, știu era ce să zic eu pe Mihaela. Era cam supărată, nu vi s-a părut? Da, asta cred că i-a luat peste picior pe băieți, și pe Antonin și pe... Da. Eu aș schimba un pic strategia să fi fost în locul doamnei Mantea. Totuși, trage de mânecă fetele, păi adică cum? Tu în spital și imediat intri pe live, nici n-a apucat copilul ăla să-și facă radiografia și tu deja erai pe live. Păi stați așa un pic, doamna Laura, că o să vedeți acum când intră săptămâna viitoare Larisa, că vine pentru Antonio. Da, dar nu cred. Nu cred ca Larisa să se dea la Antonio și nici Antonio la Larisa. Pentru că Antonio o place. Acum, făcând diferența între Larisa și Vlada și stilul lui Antoni, mi se pare că Vlada e mai pe stilul lui. Iar Larisa e genul ăla de fată foarte statică. Da. Îi spuneam eu bine, moartea pasiunii. E femeia care dacă râzi, de ce râzi? Dacă plângi, de ce plângi? Dacă sunt supărată, fii și tu. Dar de ce e supărat? E foarte dificilă. Nu știu, așa am perceput-o eu pe Larisa, poate m-am înșelat, vom vedea acum. Păi dar nu că am înțeles că vor fi certuri foarte mari între Antonio și Vlada. Da, o fi, nu știu, chiar nu știu ce să spun. Vă spun eu că dacă intră Larisa și o vede Antoni, se schimbă totul. Așa zic și eu, că se îndreaptă spre Larisa. Nu cred, pentru că el când a vrut-o, Larisa a rămas cu gândul la George și când a ieșit afară, George n-a avut nicio treabă cu ea. El, Antonia, a iubit-o pe Larisa. Și nu cred că a iubit-o, cred că i-a făcut plăcere în lipsă de. Dar e Vlada acum. Zic și eu acum părerea mea de fată. După cum văzut eu astăzi, cred că s-ar putea să dispară Vlada. Când a fost pe canapea atunci cu el, ce a zis, apropo, mai e ceva? Apropo, pe 3 decembrie s-a filmat și Aradu fără eliminare, următoarea ar fi pe 10, la 7 zile. Da? Pe 10 decembrie presupun că va fi cu eliminare. Pe cine considerați că va elimina? Giulia, cred. Eu zic Giulia. Giulia pleacă, da. Da, Giulia sigur, doamna... Da, Giulia, așa, face gaură în canapea degeaba. Da, pentru Giulia, că Giulia nu poate... Cris și eu, tot pe Giulia o suspectez, pentru că n-a fost corectă. S-a dat cum a bătut vântul, a fost rea când a trebuit, bună... Știți care e problema? Pe Giulia vrea să o... Cred, o să plece sigur, Giulia, pentru că e și în bârlit. Acolo și nu să strice cuplurile. Și lui doamna Mantea nu prea îi convine. Păi da, cuplurile le strică Bianca. Dar eu aș prefera mai bine să rămână Giulia
Mană cerească sau Catinca. Una din astea două. O să fie și Catinca. Și Catinca scoasă. Auziți? Ia stați un pic. O să fie și Catinca scoasă în față, dar Catinca mai e votată de românașii ăștia și o să o salveze. Bună, Nicule, te pup! Votată de românași. La câți românași are acum Robert? Credeți că se mai împar cu Catinca? Eu cred că sunt prea puțin doar pentru Robert, dar aminte să mai voteze și pe Catinca. Dar ce ziceți, doamna Laura, de Cristina, că s-a apropiat de Mihaela? Aici e o problemă. Pentru că am văzut că Mihaela este susținută de învingători și cam își bagă unghia în gât. Și acum vrea să revină în armată. A văzut că a greșit, nu? Nu mai era categoric. La îndemnul lui Bianca. Da. Păi cine a stricat-o? Cine? Nu Bianca a stricat-o pe Cristina? Cristina era așa, nici pe departe, parcă e altă Cristina acum. Păi i-a băgat în cap și lui maică-sa, lui Cristina. Corect, Bianca. Măi, Basile, du-te. Măi, Basile, pleacă-mă cu... Dacă nu ne-ai rupt la... ne-ai rupt părul aici. Doamna Camelia, lăsați-l, vă rog eu frumos, dacă scrie aici vot Robert, că deschidă și votul. Lăsați-l să se agite acolo. Asta că este mai bine indiferență, că îi doare mai mult decât să vorbim cu ei și să tăceți. Ca și cum îi vedeți. Corect. Ce va și pentru 60? Nu mai vorbați de voi. Poate să aibă și 200. Care e problema? Noi n-avem treabă. Care câștigă, va câștiga. Da, normal, dar lăsați-mi pace atât timp cât nu jignesc să voteze și să stea aici. Da, îi promit că dacă stă până mâine dimineață și scrie vot Robert, vor Robert, las telefonul deschis, eu mă duc, mă culc și las live-ul să scrie așa, până dimineață, vot Robert. Sugerez să bagem mâna în buzunar la SMS-uri. Ia-ți, Nicule! Nicoleta, da. Nu te super că spun Nicule, eu Alint, eu am o fată la salon care îmi place foarte mult, e angajata mea, dar îi spun că e puișorul meu și așa îi spun Nicule și de asta îți spun și ție, Nicule. Da. Să nu te superi, e un Alint. Mulțumesc. Cu drag. Doamna Nicoleta se potrivește la nume cu mine și cred că Denis m-a luat pe mine. Nume care nu cinste. Auziți, ia uitați ce fac aici pe live. Acum scrie cineva că eu am 2000 ca să-l susțină pe Radu. Poate suntem neamuri, nu se știe. Da, ci că noi eu am 2000 pe live-ul meu. După ce că am atâtea probleme cu live-ul ăsta, că deranjăm atâta lume, să vă mai găsi și neamuri. Ar fi ultima. Da. Ia zi, ce părere ai avut, Nico, astăzi de emisiune? Azi nu am văzut, că am fost plecată, nu prea am văzut, foarte puțin. Nu mi-a plăcut de Catinca că se băga între... Da, măi, deci crede-mă că venea să spartă vizorul. Da. De Elena cu Cosmin nu mi-a plăcut, că mie îmi place foarte mult Cosmin, parcă îl văd pe băiatul meu cel mic. Da, doamnă. Foarte mult și nu mi-a plăcut de Elena cum a făcut. A și zis, a și emoționat când a zis bărbat, a zis băiat și are dreptate. De ce să se simtă pe locul 2? Corect. Da, nu, acum suntem... Nicoleta, suntem mame de băieți, da? Și eu am băieți. Și să văd pe una... Apropo, eu, Andrei, pe aici, prin bucătărie, mă aude. Iubita fiului. S-o văd că se uită așa, știi, parcă mi-ar place, parcă mi-mi place și ăsta. Bă, dar ce-i băiatul meu, bluza ta? Exact. Te-ai dus la mall să-ți alegi bluze? Cum adică?
Păi eu cam am, mi-ar da minte, Fimiu, asta ce facem, o mă ia după galantar, de unde mai? Exact cum am spus, azi am fost puțin pe live-ul lui Adelin și am spus, Adelin, ai grijă de Mihaela, că femeie ca ea, fată ca ea, nu mai găsești în timpurile de astăzi. Zic, și o femeie ce, dar de ce, Mihaela, mai sunt o grămadă. Și zic, nu, eu am doi băieți, cunosc fetele în ziua de azi. Fetele în ziua de azi nu vor decât să doarmă, distrate și toată Bani ziua nu. pe telefon. Ce Atât. bani? Bineînțeles, bani și mai departe, nu mai zic, bani și distrate. Atât. Da. Să spun eu pe românește, bani, sex și lux. Atât. Exact, atât. Trei. Nu mâncare, nu lasă să facă bărbatul, că e bărbat. Nu. Eu am doi băieți, băieții mei au avut multe femei, fete, pentru că nu le-au plăcut. Eu le-am zis, eu de câte ori asta, eu le-am zis, mie nu place asta. Mie nu place, mie nu place. Faci ce vrei, dar mie nu place. Au Corect. stat cât au vrut și asta e. Corect. Eu am altă tactică la ai mei copii. Nu le impun decât dacă Nu. e grav. Am Nici eu avut. nu le impun, eu vorbesc doar cu ei. Dar Eu le spun. am o chestie. Îi spun, vezi că e asta, e asta, e asta. Dacă Exact. crezi că poți să trăiești cu situația asta. Doamna Nicoleta, dacă nu ați văzut, eu am văzut emisiunea toată. Mi-a plăcut de Mihaela. Mihaela a venit Adelin și a vorbit cu el ca să nu se supere. Au terminat-o frumos, au rămas prieteni, da? Da, asta am văzut. Așa, dar nu cum a procedat Elena asta cu Cosmin, așa de milă mi-era de Corect. el, e foarte sensibil și a făcut Corect. niște gesturi foarte urâte în fața lui. Corect. Dacă era o fată cum trebuie, vorbea cu el separat, se înțelegeau și cu asta e basta, dar nu să faci, nu cum a făcut ea în emisiune. Corect, a spus că nu, că încă vrea, că a fost la dei cu Cosmin și vrea și după aia să-i facă lui Patrick. Nu, nici aici nu mi se pare normal. Da, și i-a arătat inimă lui Patrick și râdea ca Păi o dar proastă. Cosmin a spus că până mâine să se gândească să-i dea răspunsul. Da. Auziți? Cum vi s-a părut asta? Și doamna Mante a participat la asta. Mă Păi vrei? Păi nu, mâine mă îți dau răspunsul. da. Ferească Da. Dumnezeu! Păi cum adică? Păi ce bărbat sunt? Cosmin ar Deci trebui să-și ia eu acum orgoliul ai înapoi. transmit lui Cosmin. Dacă acceptă așa ceva, e cel mai fraier. Cel mai fraier, deci pe cuvântul Că meu de nu onoare. mai bag. Auzi ce scrie unul, ci că nu mai bag abonti. Doamna Știți ce Laura, mi-ar mă plăcea știți, și mie, eu nici nu dau, nici Cosmin. nu iau. Eu spun adevărul în față omului. Nu-mi place să dau așa printre copaci. Asta sunt. Dar asta poate sunt și mai dură de multe ori. Dar nu-mi place. Păi cum adică? Îmi dai răspunsul mâine dacă mă vrei? Dar ce sunt, fetiță? Nu te supăra. Sunt roșie de la piață. Ce sunt? Exact, sunt. Stai să vedem dacă mâine primești o ofertă pe produsul tău. Nu știu Dar să cum. văd cum dorm la noapte, Cosmin că și sunt. Doamna Cosmin e Laura! băiat fin. Și Cosmin e băiat fin și de aia n-a zis nimica. Păi, Corect. mi se pare corect. Mâine Era rușine de când... rușinea lui și doamna Mantea tot pe el îl supă. Pe Dar tot, mâine am vezi, văzut. care cumva să te superi că te-a lăsat să aștepți o noapte? Mă lași! Am văzut faza. Doamna Laura, mâine Cosmin ar trebui să-și ia orgoliu care l-a avut până acum înapoi și mâine dacă zice Elena, nu, că rămân cu Cosmin, Cosmin ar trebui să-i spună, îmi pare rău, dar sunt pe locul 2, rămâi cu Andreea, locul de 1. ce? Păi dăm cerere. Mă, puiule, chiar mă uitam după tine. Mi-ar Stai place ca Cosmin să încerce cu Mihaela. Ei s-ar nu, potrivi, nu, a și doamnă, no. nu-i place, nu-i place No. lui Cosmin de, nu vrea Cosmin, nu. No. E No. prea Cosmin a liniștită spus. Mihaela pentru Cosmin. Lui Cosmin nu-i place nici așa liniștită, dar nici prea Da, dar vrea un văpăreață. om, Nu, Cosmin el a vrea spus un alt singur că îi model cu... place caracterul lui Mihaela. Doamnă, Da. da, îi place caracterul, dar nu se Andreea, dar de potrivește. ce nu-mi dai invitație? Că nu pot să te bag, nu te găsesc. Mihaela este foarte înaltă față de el și nu se potrivesc. Dar nu știu Dar ce se Cosmin întâmplă, a de ce spus că pe nu... Mihaela o vede ca o cea mai Ca bună o prietenă, soră. nu e mult. Da, Păi da. Ca o prietenă, da, o vede, dar ca să facă o cunoaștere, asta nu.
Nu. Dar păi ce zice doamna Laura? De ce n-am, doamna Mantea, de ce n-am mai îmbărligat și să aduc în discuție Patrick cu Cristina? Se supără Radu. Se supără Radu și supără telespectatorii. Lui Cosmin i-ar place o fată finuță, dar are dreptate lumea aici, cum era Lorena în emisiune. Cam genul ăla îi place lui Cosmin. Da. Este o problemă de la tine. Vezi ce se întâmplă când nu îți primesc invitația. Ați văzut ce a zis Radu lui Patrick? Da, că nu-i place apropierea lui cu Cristina. Am văzut în pro. Da. Păi asta mi se pare ceva corect. Corect. Da. Eu vă spun părerea mea. Dacă Cristina își dă cu reveneală, mai ales că stafful de la bun început, cât ați vrea dumneavoastră să-mi spuneți că nu e adevărat, eu voi susține pe a mea. Stafful i-a vrut de la bun început pe Cristina și pe Radu, cuplu emisiuni. Dacă Cristina își dă cu reveneală și nu mai pleacă urechea la Bianca, va avea multe de câștigat. Nu, da. După câte s-a dat în seara asta cu mama lui Cristina și cu Cristina, a făcut a invitat și pe dumneavoastră, că auzeam că se bădea distribuție la doamna la Oli, doamna Oli. A fost pe live cu Elena, nu mai știu cum o cheamă, da? Și a dat toate mesajele de la Cristina, mamei Cristina, tot, a ținut o oră. Serios? Și eu de ce n-am știut? Păi v-a dat distribuție, dar n-ați venit. Ferească Dumnezeu, păi dacă îmi trimite mie distribuție, la ce, cât mă pricep, cine știe ce... Nu, da, nu se mai poate. Stați așa, că am fost și plecat, am fost cu familia în oraș. Nu puteam să intru. Stați să vedeți că mâine începe altele, deci nu s-a terminat. Mâine face din nou doamna Oli face live-ul și iar din nou dă toate mesajele de la Cristina și mama ei. Asta da bombă. Da, astăzi a dat o parte din ele, eram foarte mulți pe live. Să iasă cineva, ai loc că suntem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai loc, sunt 9. Am 9 locuri libere. Ia, mai încercați dumneavoastră să dați un din... Între dumneavoastră, care sunteți în chat, că Andreea spune că nu reușește să intre. Să vedem, dumneavoastră puteți. Dar mi-a apărut cifre. Nu se poate. Asta vi-a făcut pentru 9 persoane. Corect. Eu și o băgați pe doamna. Doamne, Nico, nu știu cum se întâmplă, dar numai pe tine trebuie să... Nu are nimic, după aia... Stați așa că mi-a apărut un 1 și mi-am vărsat și cafeaua pe mine. Doamna Oli, ce aud aici? M-am și udat. Uite că... Bună seara! Bună seara, de se poate, rog, să uite, intra doamna Oli. Bună, doamna ce Laura. Ce-am auzit, doamna la Oli? Bună seara! Acum mi s-a adus la cunoștință că nu știu ce ați arătat cu mama Cristinei. Ce s-a întâmplat? Spuneți-ne și noi. Nu era vorba despre... Nu știm și dacă era... Știu că am văzut ceva de la doamna Oli, dar nu puteam că eram în oraș cu familia. Nu, era vorba că au început ca mulți să lovească în cei patru învingători și nu știau despre ce e vorba. Și toată lumea își dădea cu cei patru învingători, cei patru care au format grupul, învingătorii. A, în susținătorii... Eu, doamna Oana, Rusu Manu și Gigi Rusoiu. Așa. Și toată lumea a început să lovească noi și s-a început să se facă live-uri și să spună că vrute și nevrute... Inclusiv domnul Dan Andrei a început să mă amenințe. Serios?
Dar da. Cine e omul ăsta? De unde a venit omul ăsta așa și amenință pe toată lumea? Și susținători și concurenți? Ăsta da, că a început să mă amenințe domnul Dan Andrei, îmi trimitea mie în privat amenințări că pe live la el o să meargă să spună că sunt cu două fețe, că eu nu știu ce am făcut lui și că dă toate mesajele mele cu el din privat și mai multe. Nu, pe mine ce m-a deranjat era faptul că când Cristina a renunțat la noi, i-a fost pus o postare că cei patru n-au dat nume, după aia tot eu am ieșit și am spus care sunt cei patru despre care vorbește Cristina și am fost condamnați noi cumva că noi am despățit pe Radu de Cristina, că noi am jignit-o, că noi am, nu știu ce am făcut noi și am tot de o lună de zile tot înghițim și tot ăsta ne-a și am zis nu. Învingătorii totdeauna s-au dus pe dovezi și astăzi am citit mesajele. Asta. Mesajele care le-am trimis noi, patru ei și cu care am vorbit și... pe undeva să vadă lumea că de fapt de ce am fost noi luați la răspundere. Foarte bine. Foarte deci bine, dar problema stă în felul următor. Acum eu nu știu care cum au fost discuțiile între dumneavoastră și Cristina. Eu acum sunt imparțială de tot ce se întâmplă între... Eu vă înțeleg, doamna Laura. Chestia e dacă au fost păi, niște mesaje... Păi să spun altceva. Cristina și-a luat hate pe faptele ei. Nu cred că dumneavoastră, doamna Oli sau ceilalți trei, ați pus-o pe Cristina să fie de partea Biancăi și să aprobe toate mojicile Biancăi împotriva lui Radu. Nu cred că dumneavoastră i-ați spus Cristinei, fată, vezi ce spune Bianca despre Radu, tu să aprobi. Nu, în fiecare mesaj noi am... cel puțin eu, astăzi o citind mesajele mele, am sfătuit-o ca pe copilul meu. I-am dat sfaturi bune, ea în continuu... Deci cine a fost la mine pe live a văzut că am fost luați la răspundere de ce ea Radu cecuri și ea nu și că se vede că de fapt învingătorii n-o susțin, cum am zis noi, jumate-jumate. Și în orice explicație care am dat-o, tot la aceeași chestie. Da, Radu și în continuu tot asta ne scotea nouă ochii că de fapt noi nu am vrut să o susținem pe ea, că nu am dat dovadă de frei, că ea nu... Deci ne condamna și ea și maică-sa pe chestia asta că de ce nu ia Cristina cecurile. Cu toate că i-am explicat frumos, ca la băbește, și am spus, Cristina trebuie să iei în considerare că Radu are susținător și din primul sezon. I-am spus și că am cerut ajutor, cel puțin de la adminul grupului ei, Fluturașii, care ea atunci nu era, nu și-o luat Fluturașii ca și comunitate. Și domnul Alex Gorgan mi-a spus că Cristina este susținută moral de Fluturași. Ok, dacă credeți că Cristina poate să iei cecurile cu susținere morală, continuați cu susținere morală. Asta și rămas, Cristina. Doamna Oli, permiteți-mi și mie o părere de-a mea, telespectator neutru. Avem caz contrar la ceea ce îmi spuneți dumneavoastră și ce am înțeles eu și chiar fac apel către cei din staff și cei de sus să gândiți un pic dacă am dreptate sau nu. Aceeași poveste o întâlnesc la Robert și Mihaela. Robert, să fim sinceri, a avut prima dată mai mulți susținători ca Mihaela. Între timp, când Mihaela s-a unit cu Robert, s-a format mai mare grupul. După s-au certat. Ce se întâmplă? Susținătorii care erau fanatici și doar cu Robert, văzând parcursul lor
și a Mihaelei și a lui Robert n-au mai vrut, vă dau cuvântul meu de onoare, cred că astăzi am primit, cred că 10-15 mesaje de genul, am fost susținătoare Robert și Mihaela, dar prima dată la Robert, dar acum nu mai vreau să aud de Robert. Presupun, părerea mea, cu dumneavoastră, nu știu, nu-i cunosc, care cum, că au fost, haideți să o votăm și pe Cristina, dar Cristina, prin faptele ei, nu a câștigat simpatia susținătorilor. Că la ce-a pățit și ce-i făcuse Radu, dacă ea avea un comportament corect, eu vă spun neutru, putea să câștige toți sau o mare parte din susținătorii lui Radu. Dar ea a avut un parcurs urât în emisiune, chiar dacă susținătorii învingătorii vă spuneau dumneavoastră personal ca liderul lor, doamna Oli, eu o votez și pe unul și pe altul. Neplăcându-le, Cristina vă mințea din gură că îi votează pe amândoi și îi votează pe unul, pe Radu. Deci asta zic logica mea. Da, așa e, corect. Și am și primit într-adevăr multe mesaje și mai ales de când cu fluturașii și cu asta, multe au venit, erau pe live și îmi spuneau, doamna Oli, pentru dumneavoastră, cu tot respectul, am votat-o. Dar vă rog frumos să nu mai încereți asta. Credeți-mă, deci ceea ce văd la dumneavoastră și se vede realitatea în voturi, sunt foarte mulți susținători de-i dumneavoastră învingători care făceau ca la voturile în Parlament. Votez, spun din gură, votez pe Cutărescu și când ajung în cabină, votez ce vreau eu. Pentru că nu-mi dă motive. Dacă putea foarte frumos toată lumea să vă laud, să vă mintă că îl votează pe Radu și de fapt când ajungea să dea SMS-ul, îl vota pe Cristina, pe faptele ei. Dar nu și-a câștigat și și-a pierdut aprecierea oamenilor pe faptele ei. Ea acționează în emisiune. Nu învingătorii, nu Radu. Doamna Laura, numai puțin, da. Vă rog frumos. Băgați-o pe doamna Ela, că ești eu afară. Doamna băgați-o pe doamna Ela. Să-mi ceară, dar nu aveți ce... grilă, doamna Laura, dar grila trebuie să fie de nouă. Nu știu ce se întâmplă, că am făcut grila. Nu știu să spun. Nu știu, nu știu, chiar nu doamna știu. Doamna Veronica, de ce este penibil Radu? Vă întreb așa. Andreea, dacă mă auzi, coboară un pic jos sau Dani, vă rog frumos. Coborâți unul din voi. Eu sunt de altă părere. O persoană, când ai ceva, nu spui iubire. Când ai ceva pentru persoana aia, nu te uiți nici în gura la susținători, nici în gura la, după live, nici în gura nici la prieteni, nici, nicăieri. Tu ca persoană nu te uiți nici în gura mamei sau a tatălui, dacă ție îți place de persoana aia. Corect, corect. Când îți place, îți place. Nu mai stai să cauți. Exact. Da. Eu cred că, mai mult ca sigur cum am fost și eu, sincer, pe Cristina mi-a plăcut. Mie nu mi-a plăcut Radu. Vă spun pe față, puteți să vă supărați pe mine. Mie nu mi-a plăcut Radu. Dar pentru că Radu mi-a demonstrat că are putere și că a început și că a fost trădat de Bianca și că a avut dreptate, eu l-am apreciat din tot sufletul. Mie îmi place de Radu că le spune foarte bine și la toată lumea, mai ales lui Bianca. Îmi place foarte mult Radu. Deci, cineva bună seara! Bună seara, doamna Laura! Bună seara la toată lumea! Și doamna Ela. Deci ceva s-a întâmplat. Bună seara! Bună seara, doamna Ela! Nu apăreau o persoană, apăreau șase. Nu știu ce se întâmplă. Păi da, nu știu. Acum a schimbat acum, da, grila și e ok. Nici n-am umblat pe grilă. Poate, poate mi-au schimbat copiii de sus, cine știe. Probabil. Mie nu mi-a părat cererea să dau pe cerere. Nu știam de unde să o iau. Că înainte mi-a părat... Doamna Oli, de câte ori intru în live trebuie să dau grilă pe nouă?
Da, normal, normal trebuie să vă rămână așa. Acum, păi așa dacă l-ați spus copii. Pe... Acum iar e pe 6, doamna Laura. Da, dați pe 9. Dați pe 9. Păi nu cum, doamna? Ferească Dumnezeu ce... Nu, trebuie... Normal e pe grilă de 9. Nu, păi, doamna, doamna Laura, mai găsesc eu grilă. Ați Andrei, avut înainte, doamna Laura. Grila pe 9, că a rămas pe 6. Da, e pe grilă de 6 acum. E grila de 5 și cu dumneavoastră 6. E pe 6, Andrei, apare pe 6 grila. Nu mai poți să coboară tu jos. Ia zic, e pe 6 că a ieșit cineva. Da, a, este pe 9. E normal, e grila pe 9. Stați liniștită, normal trebuie. Și așa vă rămâne. Dacă nu umblați la ea, n-am umblat. La următorul live tot, pe tot grilă vă vine și tot pe 9. Dacă intră cineva pe grilă de asta și de cerere, s-ar putea să apară iar. De asta spun că sunt așezate pentru 9. Da, 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 da. În momentul când vă dă cerere cineva, nouă, se face grila de 9. Da. Dacă este cineva, se micșorează grila de 9. Numai că acum mi-a apărut și dau... Acum, e da, ok gata. Acum. E gata. Așa, haideți că ne-am amețit grilele astea. Ne-am dat eu pe 9. Bună seara! Bună seara! Ce fac, fetele? Da. Bine, doamna Veronica, pe cine susțineți? Pe nimeni. A, sunteți da. Telespectator normal. Ok. Da, imparțială. Bravo. Imparțială. Okay. Ok, mă bucur. Haideți să o ascultăm pe doamna Ela și pe doamna Oli, că văd că s-a întâmplat în seara asta ceva... Da, o să vă explic eu ce s-a întâmplat, doamna Laura. Deci, cum v-am mai spus și ieri și prima oară când am fost la dumneavoastră în live, eu efectiv m-am săturat de atâtea dezinformări și minciuni. Mie nu-mi place, mie nu-mi stă în caracter nici să jignez, nici să fac mahalau, pentru că nu este normal. Dar am ajuns efectiv la saturație. Se spun atâtea minciuni despre învingători, că este ceva incredibil. Și am decis, am vorbit cu fetele și am zis trebuie să ieșim. Știu că nu e frumos, că nu e normal să speli rufele online, dar am zis trebuie să ieșim pentru că suntem atacați, doamna Laura, din toate părțile. Primim amenințări din toate părțile. Eu personal am primit și amenințări. S-au spus minciuni despre mine, că am divorțat, că am nu știu ce am făcut, că am vândut terenuri, că n-am vândut terenuri, total fals. Soțul meu e lângă mine și mă susține în tot ceea ce fac. Și am decis să ieșim și să dăm mesajele care au fost scrise de cei patru care sunt... Huliți și învinovățiți. Daniela, numai un pic. Doamna Veronica, puneți-vă un pic pe mut dumneavoastră, că ceva se întâmplă acolo și... Da, scuzați că telefonul n-am cărcat. Nu vorbesc mult. Cum am mai zis, eu sunt în vacanță, mi-am luat din timpul meu de vacanță ca să pot să vorbesc. Pentru că nu mi se pare corect și am spus că am să lup. Da. Acum deci au fost aduse minciuni și dezinformări la adresa noastră ce s-a întâmplat. S-a spus că noi jignim concurenți, că noi am jignit-o pe Cristina și atunci am vrut să avem dreptul la opinie ca orice telespectator și să spunem exact acele mesaje care toată lumea spune că sunt jignitoare. Eu le-am citit pe live. La toată lumea, a fost invitată toată lumea, cine vrea să le asculte și am cerut părerea la toată lumea, dacă sunt într-adevăr jignitoare sau amenințătoare. După părerea mea, la 55 de ani, o femeie care sunt trecută prin viață, printr-o emigrație și multe probleme, nu am considerat că acele mesaje au fost jignitoare deloc. I s-au dat niște sfaturi părintești, iar Cristina a fost decizia ei dacă să le asculte sau nu. Ea își alege anturajul, ea își alege
ce să facă, nimeni niciodată nu a împins-o de la spate absolut cu nimic, nici pe ea, nici pe Radu. Noi întotdeauna li s-au dat sfaturi și li s-a spus, faceți ce simțiți. Greșiți, plătiți din greșelile voastre. Greșești, vrei să îndrepți greșeala, e ok, înseamnă că ai învățat ceva de la viață. Dacă continui să greșești și nu vezi ce ai greșit, asta e problema ta. Dar nu arunca vina pe niște oameni care au muncit zi și noapte să-ți acopere hate-ul și să te protejeze. Deci, Laura, atât vreau să spun puțin, doamna Ela. Laura, zice cineva că aveți grijă pe cine urcați, vă dau rapoarte din gazdă. Să le fie rușine de perverși și de... Doamna Veronica care a ieșit. Vă rog eu mult de tot că vor să ne închid. Doamna Veronica care a ieșit și susținătoarea lui Robert. Ia tot bloc. Să-i fie rușine, femeie în toată firea umblă cu hoții de genul ăsta. Și atunci cum să respect eu românașii ăștia? Cum să-i respect? Ferească Sfântul! Acum revenind la ceea ce... Da. Și vreau, deci atâta e subiectul cu mesajele care le-am citit. Vrem să arătăm la toată lumea care i-au acuzat pe cei patru că au trimis și am vrut să demonstrăm pentru că este dreptul nostru la corect. Replică. Dar vreau să vă spun că am primit niște amenințări care mie nu mi se par corecte. Eu aș vrea să iau legătura, o să iau legătura cu un avocat din România ca să văd ce pot să fac. Nu știu dacă pot să citesc acele mesaje pentru că sunt în privat, dar vreau să spun acel... Puteți să spuneți acelui... despre ce este vorba, nu aveți voie să le citiți motamo. Ah, ok. Deci am primit niște mesaje de amenințare de la domnul Dan Andrei, vreau să-i spun atâta. Mie, personal, cu mine te lupți acum, nu cu învingătorii. Dan Andrei, te lupți cu mine personal. Niciodată n-ai să poți să-mi închizi mie gura, iar eu ți-am promis că am să fac tot posibilul să închid acele pagini de Facebook care sunt pline de dezinformări, injurii, hate și tot ce vrei tu. Și ți-am spus că am și trimis la Facebook, v-am spus doamna Laura, în prima oară când am intrat la dumneavoastră în da. Loc, și aștept răspuns. Și n-am să mă las. Și am intrat aici cu o organizație de la mine din Canada de anti-bullying and anti-hate și mi-au promis că mă vor ajuta. Doamne, vor lua legătura cu cineva în România. N-am să mă las. Deci, Dan Andrei, nu Oli ți-a zis că va închide contul. Eu ți-am promis. Conturile alea mizerabile am să mă lupt și am să le închid. Deci dacă ai ceva, te rog frumos, luptă-te cu mine. N-o mai băga pe Oli. Oli n-are nicio vină. Cu mine te lupți. De acum încolo cu mine te lupți. Da. Și te rog frumos să nu mă filmat cu noi. Te rog frumos frumos, dar le explic eu încă o dată. Eu nu lucrez parșivește și pe furiș cum faceți voi cu conturi false. Eu mi-afișez imaginea, vocea și tot că lucrez cu adevărul. Eu nu lucrez cu minciuni. Fapt că Dan Andrei a uitat și se făcea pe nevinovatul azi în live-ul lui că ce mi-a făcut el mie. Poate a uitat denigrările și pozele pe care le-a făcut cu fiul meu. Și pentru asta nu-l voi ierta toată viața. A spus că fiul meu a violat, că a sechestrat. Sunt foarte grave și penale. Dar eu le-am la dosar. Va veni și Laura, vremea lui cât de curând. S-o băgați înapoi pe doamna Ela, că s-a întrerupt ceva de la ea. Dar cum Dumnezeu? Și a ieșit de pe live. Să dea dânsa, poate i s-a descărcat telefonul.
S-a scris, m-a scos, băgați-mă înapoi. A, păi dați invitație să vă găsesc eu aici, dar nu m-am scos eu. Doamna Laura, zice cineva că doamna Veronica a uitat că a fost pe live la Dan Andrei și că ține cu Robert. Să-i fie rușine, femeie bătrână, să facă mârșăvii de genul ăsta. De asta nu suport românașii. De asta au o etichetă de persoane rele și perverse. Zice că nu este loc de invitație. Scoteți-mă pe mine să o băgați, să vedeți cum... Andreea, ce se întâmplă? Are loc, că sunt patru. Și cu doamna cinci are loc. Nu știu ce se întâmplă, nu dar... Nu poate să dea invitație. Nu poate. Da. Ești chiar pe șase, pune. Nu știu cum se dezactivează, nu știu ce se întâmplă aici. Chiar nu știu să fac aici. Doamna Laura, dați... Dan Andrei și pe cine vrea el. Oricum s-a convins lumea ce hram poartă și cât de hoț și pervers este. Dacă dați click pe domnul, dacă în primul rând pe doamna Ela, de unde dă el informații dintr-o emisiune, să spună da, da. El, să nu facem noi toți petiții la Canal D și la poliție că divulgă știri în avans dintr-o emisiune televizată. Să vedeți că e mai impostor. Da. Mărește grila. Nu știu, Nico, chiar nu știu. Nu știu ce. Doamna Laura, puteți să-i trimiteți invitații dacă dați click pe ea direct și vă apare să-i trimiteți invitații. Dar să o găsesc aici. Să mai scrie o dată ca să o găsesc. Ah, m-am găsit-o. Ia au zis că domnul Dumnezeu. Răspunde-i Elei. Radio din suflet, că nu mă descurc aici. I-a zis că Lore e pe live cu Laur și a arătat inelul de logodnă, este superb. Păi nu l-a arătat. Dar l-a arătat și acum câteva zile, tare frumos. Luni, e mai puțin luni, mare. Luni când a făcut live pentru prima dată ei amândoi, Lorena și-a arătat inelul, era în Valencia. Da. Da, vine și a luni acasă. Era da, Laur. A zis că este puțin mare și... Doamna Ela, dați acum! Cerere. Da. I-am zis că trebuie să mări scrierea. Auziți? Să urce, doamna. Doamna Andrei, că m-am blocat, nu vă mai auzeam deloc. Și acum când am intrat, m-am uitat un pic, am dat la Dan Andrei acolo, am stat așa în umbră. Și vorbește Denis că Mihaela își va face valiza cât de curând pleacă acum, o să plece acasă. Și că o să câștige Robert, că nu o să mai câștige Radu. E, trebuie să... Hai că am reușit să intru. Bună, Camelia, stai un pic ca să termin ce am determinat. Deci, Dan Andrei, vreau să-i spun să termine cu amenințările, că mie nu mi-e frică. El n-are cum să mă amenințe pe mine, pentru că eu am spus că am să închid acele conturi. Și o să mă țin de cuvânt, chiar dacă ia mult timp. Și în primul rând, cum își permite el să dea informații în avans? Aici este să strice suspansul, să strice suspansul acestei emisiuni. Efectiv, își bate joc de această emisiune. Corect. Efectiv. Da, că e tot el a dat și când a fost Larry în emisiune și când a fost eliminat Ionuț și toate cele. Și când a fost eliminată Lorena și când a fost eliminat Laura. Sunt dovezi concrete. Exact. Exact. El acum ne amenință pe noi, dar să dea o dată în judecată să vedem care câștigă, el sau noi. Că el... Doamna Laura, dar eu am scris șoturi care el le-a șters. După ce le-a postat, am screenshot-uri cum jignea toți concurenții. Și pe Bianca, păi nu, el și cel mai corect și cel mai imparțial. Și el și Elisabeta. Elisabeta, doamna Oliva, aduceți aminte ce făcea? Spunea că distribuie poze cu Radu.
Doamna, Laura, Elisabeta, și acum se dă pe Maia Sfântă că ea n-a vorbit de rău. Deci atunci când doamna Elisabeta pe live cu ei, o spus că cine vrea să vină să vină la ea în privat, că ea îi va da poze și tot învingătorii, pentru că, cum să vă zic, în comunitatea mea de învingători, doamna Laura, am de la IT-ist, am de la poliție, am de peste tot. Tot IT-iștii o pus în ăsta nea imaginile și s-o dovedit a fi false. Am primit poze de la IT-iști după aia, că am primit și filmuleți de la Elisabeta atunci. Deci eu nu pot să-mi dau seama cât tupeu și pe Elisabeta și pe Dan Andrei, doi impostori care i-a văzut o lume întreagă, deci nu spun doar eu. O lume întreagă, să nu mă provoace. Și acum se dau cei mai sfinți că eu vorbesc, că eu jignesc și dacă îi întreb care este jignirea, care este înjurătura, dacă au spus ei că eu mă cer cu soțul meu, că am o viață grea. Elisabeta asta deci a vorbit că... Doamna Laura, n-ați auzit ultima știre de dumneavoastră? Că care? Că nu vă mai suportă vecinii. Păi unde? Are ea în anturaj vecinii mei? Păi, doamna Laura, să mă întreb că aici e conflict rezidențial. Vai de mine, dacă o auzea ce spunea astăzi și fermească Dumnezeu că mare ți-e grădina, că dacă o duc în complex nu știe să mai iasă, dar în primul rând o lasă portar. Doamna Laura, și să fie verificat. Vă spun atunci, vreau să vă spun cum s-au fabricat atunci toate falsurile alea. Pentru că învingătorii, cu ajutorul IT-istul care îl avem, le-au scos pe toate. Una la mână, au făcut un, ca un fel de scrinșor, este program. Sau de un scrinșor la cineva. Ei nu și-au dat seama, l-au luat niște mesaje din cu totul altă parte. Mesajele alea erau de pe un telefon în care se vorbea pe rusă. Exact. Le-au pus la profilul lui Radu, s-au montat toate și s-au scos toate mesajele alea care le știți, care au circulat peste tot. Iar filmulețul a putut să reușească IT-istul să-l scoată pe om fața, exact fața. Puneți-vă pe mod că se aude televizorul. Dar nu avea. Și atunci noi am împrăștiat cât am putut. Da. Ca să arătăm că de fapt sunt niște falsuri. Sunt niște cu toate fake-uri. Că exact. Două luni de zile s-au oprit și acum românașii au început iar luna trecută, iar au început să scoată mesajele alea. Nu, și acum au scos și despre Cosmin. Doamna Laura, cobor, urcați-o pe Cristina. Pe Cristina? Cine e Cristina? Fata care tot urcă. Păi, dar nu... Cristina. Nu mi-apare, să-mi dea invitații. Este în chat, am spus eu că cobor să urce ea. Ok. Seară frumoasă, rămân în chat. Mulțumesc mult de tot, te mai aștept, Ana. Ok, pa. Papa. Dar nu e normal ca Dan Andrei poți să dea... susții pe Robert cât exact, vrei, că nu te oprește exact, nimeni. Fiecare exact. Are dreptul să susține pe cine vrea. Corect, sigur. Iar Dan Andrei, Ioana, vrei să spui ceva? Bună seara. Bună seara. Da, m-am uitat și eu un pic pe live-ul celălalt și am înțeles că staff-ul a aflat că Robert a intrat aseară. Așa. Erau aici, au verificat. Doar că Robert a spus că el doar a intrat să se apere, pentru că era jignit de noi. Nu e adevărat. Am pus eu tot Laura la are filmarea. Nu e adevărat. Nu-l jignea nimeni. Este știm tot la capcoadă. S-a vorbit de bomboanele lui. Da, dar Dan Andrei era supărat, pentru că se vede că ceva s-a întâmplat astăzi în emisiune în legătură cu intrarea lui de seară de pe live. Doamna Laura, el când a intrat, vorbea Oli,
de mi se pare că v-a spus că ați așteptat 10 zile cu Radu să vedeți dacă îl votează, dacă mai votează dacă pe mai Cristina. Votează pe nici nu se vorbea de el sub nicio formă. Iar el când a intrat, a intrat direct cu jigniri. Avem și noi filmarea și screen-urile. Despre ce vorbim. Să nu mai trebuie pe Mihaela. De ce a zis Robert că a intrat? Că a fost înjurat tatăl, de-aia a intrat. Nu este adevărat. Robert minte. Dacă nu credeți, vedeți că este tot live-ul, este descărcat pe YouTube. Mâine am să pun pe tot în, fără să fie pe părți. Îl voi pune integral, 2 ore, 40 și ceva de minute. Îl foarte voi bine pune faceți, sau chiar, exact. Chiar după ce termin, îl voi pune întreg, fără părticele. Exact. Și să vă convingeți toți ceea ce face Robert. Nimeni nu l-a judecat. Noi, ca telespectatori, avem dreptul să ne dăm cu părerea la ceea ce face el în emisiune. Nimeni nu l-a înjurat, nimeni nu l-a jignit, dar putem spune că minte, că este perfid. El a jignit. Aduce lucruri stricate în emisiune. Noi vorbim doar faptele lui din emisiune. El a zis asta, nu la sunt jigniri, astea nu fost... sunt înjurături. Restul să vrea el să facă tam-tamul din țânțar armăsar și să se scoate. Staff în judecată și așa mai departe. Să vă dea pe dumneavoastră staff în judecată și Robert, da, că i-a înjurat pe... Mă dă staff în judecată și care-i capul de acuzare ca telespectator? Dar nu s-a vorbit de el în primul rând. Nu s-a vorbit de tatălui. Asta sunt niște aberații. Cineva din staff urmărea live-ul și au filmat chiar ei din staff live-ul cu două jignirea lui Robert aici pe chat. Exact, deci asta e părerea lor. Eu am dovada vie. Eu am dovada. Exact. Și atâta lume pe cea. Lumea asupra lui Robert în emisiune că n-am văzut astăzi. Ce anume? Deci s-a luat vreo măsură împotriva lui Robert? Nu cred. Din câte am auzit, astăzi nu s-a adus în discuție nimic. Dar se pare că se știe. Dan Andrei a spus că s-a vorbit astăzi în emisiune despre live-ul de aseară. Ascultați-mă un pic, vă dau cuvântul meu de onoare. La cât de cunoscută și toată lumea știe că eu fac live-uri de atâta timp, eu îmi permit să vorbesc cu orice concurent după orice cont fals și vă garantez 100% că îmi dă ceea ce vreau eu. Dar nu fac lucrurile astea pentru că îmi bat joc de munca celor care sunt acolo. Și depun, ei vin la serviciu, dar nici mie nu-mi convine să mă duc la serviciu să-mi ia alții clienți. Nu-mi convine. Și să dau știri eu în avans. Și credeți-mă că mi le dădea la cald. Dan Andrei minte că spune că el dă când se filmează. Nu este adevărat. Există posibilitatea să mă duc la WC-ul. Dar apropo, Dan Andrei, din câte am auzit, camere sunt peste tot, mai puțin în toaletă. Că el spune că îi dă. Cine îi dă? Vreau să știu și eu, cameramanii de pe platou. Cine îi dă lui știri? Imediat păi, la cap. Dan Andrei a spus că îi dă din staff. Care o staff? Femeie. Îi dă doamna Mantea? Da. Îi dă doamna Mirița sau doamna Mirela? Terminat? Păi, a zis chiar culmea că tocmai doamna Luminița se dă. Că sezonul trecut știi de cât de Sorin? Și sezonul ăsta știi de cât de Robert. Termină cu figurile astea de bufte. Că nu ține prăjit. Păi eu zic că știe. Doamna Laura, stați să vedeți cum poate să zică că iară mă amenință după aia că am venit aici și îl fac mincinos. Deci, pe un live o spus... Vreți să spunem acum, că e sincer când e mincinos pe bune? Acum 2 luni, îmi amintesc bine, pe live-ul lui o spus că cunoaște 5 concurenți din sezonul 3. Că-s frumoși, că-s nu știu ce, nu știu cum. Acum, după 2 luni, au venit că cunoaște 2.
Doi concurenți din sezonul 3. Din sezonul 3, da. A spus, a postat. A postat la el. Din sezonul 3. Deci păi acum două luni știa de 5. Sezonul 3. Din sezonul 3 știa 5, acum două luni, acum nu mai știe numai 2. Eu am zis că în puterea dragostei Dan Andrei prima informație din staff. Da. Uite ce spune Dan cineva. Andrei. Nu este adevărat. Nimeni nu-i dă lui Dan Andrei informații din Casa Iubire. Da. Iubire, minte cu nerușinare. Dan Andrei, dacă nu mă înșel, în puterea dragostei nu prea se știa de el. Era atunci în forță. Erau viperele, care e o fată, Rovana, și Rea și Tina. Eu nu știam de Dan Andrei. Dan Andrei a spus către mine că degeaba mă chinui. Eu n-am vrut. Cred că era vorba acum vreo 4 luni de zile. Că îmi scria acum că degeaba mă chinui eu să închid contul. Că nu poate să-i închidă nimeni contul. Și am spus că hai, dar probleme... nu am văzut, bă, dacă mănâncă o pâine, lasă-l bă în pace. De da, eu atâta i-am să spus. Să nu mă provoace eu. Totuși, chiar dacă e el mojic și obraz gros, eu nu umblu la mărșăvii de genul ăsta. Dar să nu mă provoace. Să nu mă provoace. Că are el, are el dovezi. Și aia, femeia Sumo, Isabela aia, cum o cheamă, îmi spunea la lume să-mi dea raport. Puteți să-mi dați la rapoarte până vi s-o amorțit degetul pe telefon. De exact. Nu mai reușiți. Păi așa mi-a trimis mie mesajul. Nu mai reușiți, vă garantez. Să nu visez că închid contul. Că nu pot să închid contul. Eu i-am spus că ultimul vis al meu ar fi să închid lui contul. Că învingătorii și cu mine avem lucruri mult mai importante decât să închidem lui contul. Maria, el nu mă pomenește considerând și el și femeia Sumo, Elisabeta aia, că îmi fac mie reclamă. Eu n-am nevoie de reclamă. Dacă vroiam reclamă ca voi, eram pupincuristă. Exact. Și lăudam și ridicam pe toată lumea în zlăv pe ăla care vedeam că are mai mulți susținători. Dar nu mă interesează lucrul ăsta. Eu dacă rămân cu un telespectator, unul singur, nu am nevoie că mă aud ăia care la cei care mă refer eu. La cei de acasă, stafful, tineretul, stafful în primul rând și tinerii noștri. Dar voi faceți pentru bani și să Laura. Așa aveți urmăritori. Pe mine nu mă interesează lucrul ăsta. Doamna Laura, vă întreabă cineva. Că doamna, aveți probe de acuzat singur. Acuzați-l, acuzați pe Robert că dă informații fără dovezi. Da. Da. E părerea doamnei Laura. Are dreptul să-și pună o părere. Nu. E o acuzație. E o părere. Am dovezi concrete la modul că Dan Andrei știe doar ceea ce face Robert în emisiune. Fapt că de multe ori Dan Andrei a dat-o în bară și ceea ce spunea Robert în emisiune posta și Dan Andrei. Robert spunea în emisiune că Adelin a venit special pentru el să-l atace, Lorena la fel, ce posta Dan Andrei, aceleași lucruri pe care le spunea omul ăsta în emisiune. Când a avut clinci Robert cu anumiți concurenți, Dan Andrei ieșea și posta, doamna Oli știe, Alexandru care a fost cu Bianca că este un violent, că și-a bătut iubita și nu este adevărat. Cine a avut clinciuri cu Robert, Dan Andrei a dat și le-a fabricat minciuni pe loc. Și doamna Laura, dar vreți ca să vă spun cum se poate vedea că Robert dă din casă? Da, am primit foarte comentariul simplu de la susținătoare care era între ele, în mijlocul lor. Dar nu, eu vă spun... certat și doamnă, se scurg informații de la Robert către Mia și Mia îi spune lui Dan Andrei. Am postat, îl mai repostez da, mie. Da, să vă spun o chestie. Pentru că aici se, adică nu vreau să laud învingătorii, dar munca de echipă și zile și nopți petrecute la, să te uiți tu la emisiune și să verifici toate, îți dă calitatea asta ca să poți să vezi.
Uitați, Laura, urmăriți frumos. Cineva, că de ce vă legați de Robert? Așa urmăriți un pic să vedeți. Deci urmăriți ce vă spune Dan Andrei. Da? Și informațiile care le dă. Și urmăriți după aia pe TV informațiile care vi le-a dat Dan Andrei dacă se întâmplă în casa băieților sau în casa fetelor. Sau dacă Robert îi acolo unde se întâmplă acțiunea care o povestește Dan Andrei. Corect. Doamna Laura mă întreabă altfel. Robert dă doar din locul unde se află. Lasă-i de moment. Înțelegeți? Deci dacă Robert e în casa băieților, se întâmplă ceva în casa băieților, astea informațiile de la Dan Andrei. Corect. Dar dacă se întâmplă ceva în partea cealaltă și nu apucă să se facă conexiune. Cea mai bună treabă pe care a făcut-o săptămâna trecută, a postat Dan Andrei că Antoni a fost în club și s-a pupat cu Emma, că Laurențiu era cu pantalonii în vine. Și când a aflat Dan Andrei? Când s-a filmat și a spus fetele în casă, atunci a postat Dan Andrei. Dar corect, fetele știau de acum două luni, de când era Larisa în casă, asta care a intrat acum. Păi e logic la mine. Cum aude Robert ceva? Dar faptul că el nu știu. Dan Andrei postează. Când nu știe Robert, nu se știe. Cum i-a spus și Mihaela pe față, de unde știa Dan Andrei că eu am dansat cu Cosmin. Și în seara aia, când a spus în emisiune, Dan Andrei făcuse clăbuci la gură să nu mai voteze nimeni pe Mihaela, că nu, care mai vorbește de Mihaela, blochează. Că a avut nesimția să fie prea obraznică. O să vedeți dumneavoastră pe ecran. Și ce am văzut? Am văzut după o săptămână că Mihaela l-a acuzat pe Robert, de unde știe Dan Andrei că ea a dansat cu Cosmin. Păi, chiar suntem copii de grădiniță? De-aia zic. Noi am încercat, ne-o sărit cumva în ochi toate chestiile astea, că se pupa, gen ce îmi zicea Dan Andrei, vedeam noi pe televizor că era Robert acolo. Unde nu e Robert, nu se știe nimic. Exact, corect. Da, așa corect. E, așa e. Corect. Doamna Laura, întreabă Alexandra. Doamna, sunt presupunerile dumneavoastră, nu domnule. Sunt presupuneri, dacă tu nu gândești și ești limitat sau ții cu... Ok, e părerea mea. E părerea mea care urmăresc emisiunea. Dar cum facem că suntem foarte mulți cu aceeași părere? O urmăresc noaptea. Voi sunteți deștepți și noi suntem proști. Leonard, ți-ai pus tu microfonul pe mut? Cred că nu ți l-am pus eu. Ioana, ne auzi? Da, eu sunt aici. Dar eu ies, rămân în chat. Ne vorbim. Ok, Ioana. Cine mi-a cerut acum? Așa că Dan Andrei, cât tupeu în el, face numai rele și el și cu Elisabeta, doi mincinoși care fabrică minciuni la concurenți și sabotează concurenții, aia care a ținut-o pe Kinga în brațe, se consideră femeie și vorbește la adresa mea și nu știe de capul ei. Acum vorbește și cu vecinii mei. Mă, dar chiar aș vrea să văd și eu, cu care vecin al meu? De când și până când ai tu anturaj cu oameni din justiție și din... De unde și până unde? Că nu știi unde. Cred că are... Lumea invidează cu Robert. Doamna Laura, a spus Dan Andrei că s-a difuzat date-ul lui Mihaela cu Katinka. Și nu s-a dat niciun date. S-a difuzat date-ul Mihaelei cu Katinka? Păi da, ce astăzi. Că l-a dat astăzi Andreea Mantea. Dar nu a dat niciun date cu ei astăzi. Păi Mihaela, cu cine a fost la date? Nu Mihaela, Katinka cu Robert. A, Katinka cu Robert, că a spus Mihaela cu Katinka și nu înțelegeam. A zis Dan Andrei că astăzi a dat date-ul în emisiune, că l-a prezentat. Nu e adevărat, nu a dat nimic. Doamna Laura, haideți să vă mai spun o chestie.
dacă vă amintiți bine, când au plecat la date Radu cu Cristina, da, nimeni din casă nu știa nimic. Totul a fost cumva ca și Cristina să poată să meargă. La secret, da. Era la secret. Din alte surse, că avem un băiat ranvingător, chestia a fost că s-a întâmplat că băiatul ăla cunoștea pe cineva care era ospătar exact în restaurantul unde o cinat ei. Tot a fost ținut la secret și Robert de-abia după ce s-a filmat, după ce s-a dat pe TV, a venit că a fost ei la date. Și că informația a fost în felul următor. A fost Radu cu Cristina la date, dar a fost multă ceartă și mult plâns și nu mai știu cum zicea Dan Andrei. Corect. Și nu a fost adevărat. Și că vor veni certați, mi-am adus acum aminte. Și nu a fost adevărat. S-au certat acolo. Da, așa este. Și atunci au venit schimbarea. Și ne-am uitat cu toții la date și ei nu s-a întâmplat nimic, au fost prieteni. Exact. Au venit prieteni. Și atunci au venit schimbarea lui Bianca. V-am explicat. În momentul când au venit ei de la date, ei au venit cumva bine. Și a văzut Bianca schimbarea lui Cristina. Și atunci a început să intervină Bianca. Corect, corect. Și atunci s-a și împrietenit. Da, Bianca, da, exact după date. Nu se mai contraziceau și nu mai se atacau. Exact după date-ul lor, după ce a venit de la date. Corect, corect. Peste noapte Bianca s-a împrietenit cu Robert. Auziți, dar Dan Andrei susține, mereu spune pe live, susține de o doamnă, de cineva, o femeie care îi dă lui toate din casă. Da. Nu există așa ceva. Haideți să vă spun un lucru. Dacă cei de la Canal D vor cu adevărat, află imediat. A făcut un denunț pentru divulgarea secretelor și imediat îi se ia adresa de IP și se verifică tot. Și dar ei au contracte care le semnează de confidențialitate. Da, a zis parcă doamna Mandana la un moment dat că... Dar n-au cum din staff, nu au cum din staff să dea așa ceva. Sunt contracte care se semnează. Când vrem să aflăm, aflăm imediat, la orice secundă. Aflăm, să știi ce trebuie să faci. Doamna Mandana a zis la un moment dat că ăsta Robert îi dă informații lui Dan Andrei. Păi așa e, Daniela, femeia de servici, cum spui tu, ironic. Păi femeia de servici, eu știu că intră în platou după ce se termină filmare. Că poate să o dea portalul ăsta de la Napola. Că ziua face live-uri de la muncă. Ați văzut că astăzi l-am văzut, avea un alt decor. Se părea că e în altă încăpere și mi s-a părut că este la muncă acolo portar. Știți cum au ghișeele portarii? Și seara face de acolo, de la Paris, de unde e el, de la Paris, că ne-a arătat drumul și geamantan. Ne-a turbat vreo două luni de zile. Acum câțiva ani. Acum un an, mi se pare că în sezonul. Dumneavoastră nu știți dacă nu v-ați uitat. Aveți dreptate, Daniela, Vlad, dacă nu iese ceva lui Dan Andrei, zice că se taie la montaj. Exact, da. Mai nou acum, că n-avea pastila asta până acum. Acum a băgat pastila, se taie la montaj. Sau fabrică staff-ul, dovezi și schimbă. Da, păi dacă am înțeles că a spus că data expirării a fost falsificată de staff. Nu știu. Da, și că mi se pare că asta în live s-a spus lucrurile astea. Da, 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 sau că a schimbat staff-ul bomboanele. Da. Și a pus unele expirate. Da, am spus eu că o să spună româna și că ăsta nu-i Robert, că l-au furat extraterestrii pe la adevăratul și l-au adus pe ăsta care e acum. Și nu e a lor. Asta mai are să ne spună. Da, ne ferească. Bună seara, Ramona. Cap. Bună seara. Nu vreți să vorbiți? Că nu vreți
să vorbiți și să stați decât să-mi ocupați locul, eu vă scos, să știți. Cine vrea să... Am văzut că a început să apară postări cu Mihaela că o elimină pe 3 decembrie. Uitați, dă pe TikTok că au început să dea o grămadă de postări. Pe 3 decembrie nu este eliminare, sunt conturile alea false care vor să nu mai fie Mihaela votată. Pe 3 decembrie iese fără eliminare și iese Radu favoritul publicului. Ea Laura, se știe deja. Dacă nu vor să vorbească. Auziți, doamna Laura, aici, Hoinaru a postat astăzi că America i-a trimis bomboanele să-i facă rău lui Robert. Ce auziți de asta? Ferească Dumnezeu! Că doamna. Hoinaru e fericit. Auziți, stați așa, că am primit... Deci, nu, îți bubuie capul cu ăștia. Îți bubuie capul. Vă mai dau... Mi-a trimis o telespectatoră, nu mai știu, am prea multe mesaje, dar dacă îmi pun mintea, le găsesc. Că au postat românașii o filmare unde erau numai puși și strigau Robert, Robert. Și vezi, doamne, vroiau să lase impresia prin postarea aia că a ieșit lumea în stradă și strigă Robert, Robert. E vorba de vreo 2-3 luni ce spun eu. Acum mi-a venit, că am vrut mereu să spun. Și când mi-a trimis respectiva telespectatoare că o fi fost românașe, că nu o fi fost, nu știu să vă spun. Că îmi trimit 11.000 de telespectatori care nici nu-i cunosc, nici numele nu-l știu. Și când m-am uitat, zic, măi, stai puțin, că n-are cum să fie vorba de Robert. Nu vezi că sunt doar tineri, sunt undeva de la liceu. Și poza pe care o au pe tricou nu este poza lui Robert și nici cu românași nu văd. Cred că este o filmare. După care îmi scrie respectiva și îmi spune, doamna Laura, să știți că aveți dreptate, am intrat pe Facebook-ul persoanei care a pus poza, era de la o mormântare, unde murise unul Robert, un copil tânăr. Deci am nebrinat, frate, nu se poate! Nu dar se știu, poate. Știu atunci faza, da, știu și eu. Doamne, dacă o caut în telefon, o am! Da. Am primit acum în seara asta. Nu mai știu, nu mă întrebați că e românaș, că e ce-o fi. Nu știu, mie îmi trimite telespectatorii. Și că îi cunosc și că nu îi cunosc, îmi trimit. Și mi-a arătat ceva de la Vagabond Hoinar. Da, ăla e Ferichiș. Tot Ferichiș. Da, că vezi, doamne, începe cearta între Bianca și Catinca sau Bianca și Robert, nu mai știu că eram în oraș, n-am dat și timpul. Bianca și Cristina deja o zis Dan Andrei. Da, o să o caut în seara asta și mâine o postez eu. Că ăștia m-au blocat, de ce? Că au văzut că merge capul și eu doar din ce postează ei leg imediat ceea ce fac ei. Și le este frică. Inclusiv Violeta Lăcrămioara, care era, vezi, doamne, prietenă, vorbea cu mine mai tot timpul la Puterea Dragostei și aia m-a blocat ca să nu-i mai văd mișmașurile pe care le face. Și mie telespectatorii îmi trimit și că la un moment dat și la 3-4 dimineața mie îmi bingă de telefon. Și îmi trimit 11.000 de faze de ale lor. Dar ce să le fac? Dacă n-am văzut aia de la mormântare, vă dau cuvântul meu, donare, dacă ăștia nu sunt sănătoși. Doamna Laura, și a zis Dan Andrei că bomboanele n-au avut nimic și a fost doar o glumă. Da, așa. Serios, este. Da. Așa este. Așa exact. Este. Da. Înseamnă că Bianca a vrut să-l îngroape pe Robert. Da, asta, exact asta am vrut să zic. Bine că a fost o glumă înghițită de Robert și de Catinca. Voia să arate Bianca că Catinca înghite gluma asta și Mihaela n-a înghițit-o? Ferească Dumnezeu. I-a zis că Giulia a zis că bomboanele sunt bune, iar Dan Andrei a rămas uimit de acțiunea Biancăi și de minciună. Deci, așa și doamna Mantea, păi era un staff acolo, erau niște oameni în spate care puteau să verifice, dar zic că au lăsat-o așa poartă ca să nu-l facă și mai rău de râs. Că dacă păi, era adevărat și erau bune... Erau albe. Păi, o ciocolată albă deja n-a fost bine. Elena, da, probabil că a fost la căldură, la rece, la căldură, exact, la rece. Exact, n-a avut condițiile optime. Exact, da. Chiar dacă era în termen, n-a fost ținută în condiții optime. Da, știți că, doamna, te-a spus, dar n-ai băgat-o în frigider, n-ai ținut-o în frigider, unde ai ținut-o?
Asta nu-i vina lui Robert pentru că... Da, apropo, acum Dan Andrei spunea că a fost la date Robert cu Catinca și ce a spus, ce spunea, că a nins frumos. Deci stăteam și mă gândeam, zic, mă, ăsta spune la fel ca Robert, ăla era cu rapița. Ăsta spune că a nins frumos. Deci doar atâta, cred că au numărat fulgii, ăla a numărat fulgii cât ți-au căzut pe fereastră. Ferească Sfântul. Deci nu, îți scrapă capul când auzi ce debitează și ce vor să scoată în evidență. Și veți vedea că, din câte am auzit, Catinca nu este foarte încântată de venirea ei de la Dei. Nu știu, n-am auzit, nu a zis nimic încă, Dan Andrei. El astăzi, nu știu, a făcut live în seara. Nu știu unde, pe internet, oricum chat aici, am văzut undeva. E așa cum ai în live. E Denis acolo. Și nu vorbește de mine. Nu vorbește de mine. Nu le mai dați nicio importanță să vorbească până li s-o sucit gura la spate. Când m-am uitat, eu vorbea de mine. Fiecare se adună după cum sunt ei ca persoană. Vorbea de Mihaela, spunea că își face valiza. O să plece. Niciodată. Mihaela e votată. Eu una n-aș putea să fiu prietenă, am fost păcălită de Denis, dar n-aș mai putea să fiu prietenă cu una ca Elisabeta, cu unul ca Dan Andrei. Doamna Laura, n-aș avea subiecte de vorbă. Pe domnul Nelu. Știți ce am învățat, doamna Laura, de la Radu? Ce anume? Lasă-și să vorbească că înseamnă că îți dau ei valoare ție. Corect. Corect. Că mi-a zis că ce ne slăbim noi capul toată noaptea femei de vârsta a treia cu emisiunea Romantea. Adică ne-a făcut... Păi, domnul Dumnezeu, acum vă iau și eu pe dumneavoastră. Dar noi nu suntem femei de vârsta a treia, îmi pare rău. Nu vă blochez că n-ați vorbit urât. Dar dumneavoastră sunteți bărbat. Ce căutați pe live-ul la niște femei? Vă întreb. Auzi, Lina, dacă nu vorbesc de noi... Al meu bărbat este sus la film. Înseamnă că... Sau își face... Înseamnă că mințesc. Era vorba. Spuneți, doamna Oli. Nu, îi spuneam la doamna Nina că scria doamna Nina că nu vorbesc de voi, numai voi vorbiți de toată lumea, ferească Dumnezeu. Noi avem tot dreptul să vorbim de toată lumea, că suntem telespectatori. Noi nu suntem, eu una, este live-ul telespectatorilor. Dacă nu înțelegeți diferența, scuzați-mă pe mine. Doamna Nina, eu vă trimit la Românaș pe live. Și să știți că dacă mergeți acolo, tot a doua propoziție e ori învingătorii, ori Adunia. Ori Radu, ori Mihaela. Deci pe live la Românaș doar asta se vorbește. Și ce se scrie Mihaela, în chat, Radu criminal. Și învingătorii. Sunt niște înjurături în chat, eu am screenshot-uri. Sunt niște înjurături la adresa Mihaelei și a lui Radu, e incredibil. Stau și mă gândesc, doamna Laura, după mine. Eu când am făcut grupul învingătorilor, am zis ok, fac grup de susținere Radu și Cristina. După mintea mea, eu n-am susținut nimica până la Casa Iubirii, am susținut doar la Mireasă. Un grup de susținători e grupul lor. Păi am intrat la Românaș pe grupul lui Robert și 98% din postările alea sunt doar Radu și Cristina. Păi asta m-a deranjat pe mine ca și telespectator în momentul când, că asta am și spus, de când a apărut acest Robert în emisiune s-au murdărit toate grupurile. Eu repet, fac vloguri de 4 ani de zile, din 2018 cât avem, care merg pe 5 ani aproape. Da? Dar grupuri mai murdare ca sezonul ăsta din partea Românașilor și din partea lui Dan Andrei și Feri Chiș n-am văzut de când sunt eu. Și am spus așa, ok, v-ați făcut grupuri de favoriții voștri, perfect, dar asta nu înseamnă că dați de pământ cu ceilalți, ci îngropați și fabricați minciuni. Și fabricați minciuni pe mine. Exact.
Asta de mă doare și pe mine, doamna vești, Laura. Grupuri frumoase sunt grupurile lui Radu, sunt grupurile Lorenei și al lui Laulu, e grupul războinicilor al lui Ionu Stoica. Sunt grupuri frumoase care n-au denigrat niciodată pe nimeni. Exact, nu spune minciuni, critică, spuneți opinia, dar nu dezinformați. Măi, ți-a fost atacat favorit. Da, ți-a fost atacat favoritul în ziua respectivă. Normal că ai dragi, că ai nervi, că ai... Spui, exact. Dar nu fabula, nu exagera, nu minți, spune exact ce s-a întâmplat și atunci nimeni nu te condamnă. Dar, spre uimirea mea și felicit, înainte să intru pe live, am văzut la Violeta Lucrămioara la Românași că puneau, au pus muzică și toate erau vesele și nu mai vorbeau de nimeni. Eu de câte ori am intrat, se vorbea de Mihaela. O făceau pe Mihaela și o ridicau pe Catinca, o făceau zeiță pe Catinca, mai aveau un pic să spună că e Fecioara Maria. Exact. Iar pe Mihaela ferească Sfântul. Și am zis, nu se poate așa ceva. Și ce cu minciuni? Că Mihaela nu lasă în pace, că Mihaela l-atacă. Dar eu văd demisiunea. Nu este adevărat. Mihaela nu l-a atacat, ba din contră, Mihaela nu mai vrea să stea nici cu ei la masă. Auziți ce spunea, ce spunea acolo? Că le spunea la oameni pe live, domnule, uitați-vă, mai luați-vă și mai uitați-vă și rețelele de socializare. Poate vă schimbați părerile, poate vă nu mai votați, uitați-vă și acolo ce scrie de concurenți. Păi dacă sunt postările lor pe 70 de puncturi false... Doamna Laura, Hoini are dreptate când o zis că de la învingător copia n-are valoare. Deci copiază de la noi tot. Copiază de la noi tot. Da, am văzut că și la cuvintele lui doamna Daniela, muzică. Inclusiv muzica. Am văzut. Azi, mâine. Două secunde că vreau să îi răspund Mariei. Deci nu știu, eu pe femeia asta o blochez în continuu și apare în continuu. Sau poate vor fi mai multe. Înseamnă că n-o blocați bine. O pui pe mut. Dacă o puneți pe mut, apare la fiecare live. Cine spunea la Mihaela iapa lui Zoro? Eu nu i-am spus de iapa lui Zoro, i-am spus că e iapa. Și dacă i-ai fi spus și iapa lui Zoro, eu i-ai fi spus că i-ai fi iapa. Eu i-am zis. Așa, în sfârșit. Eu. Doamna Maria, între mine și dumneavoastră este o diferență de la cer la pământ. Eu nu susțin pe nimeni și în momentul când taxez pe cineva, taxez în funcție de faptele lor. Fapt că nu am nimic cu nimeni, în momentul când încep să se comporte cuvincios, îi laud din tot sufletul. Atât de greu este să înțelegeți acest lucru. Trebuie să explic ca la grădiniță, ca la creșe de 11.000 de ori că eu taxez în funcție de faptele lor. Dacă sunt bune, voi fi bună. Dacă sunt rea, taxez exact ca un părinte. Așa îmi educ și copiii, așa îmi taxez și copiii, așa îmi laud și copiii. Dacă n-ați înțeles nici până la ora asta rolul vlogurilor mele, live-urilor mele, îmi pare rău de dumneavoastră. Sincer. Ia zice cineva, dacă Robert era un bărbat cu capul pe umeri, nu-și bătea joc de Mihaela după despărțire. Robert a vrut să o facă pe Mihaela să-și rupă părul din cap. Făcea și la oră face contre cu Catinca. Nu are treabă cu Catinca. Fapt că s-a dus la date și nu s-a întâmplat nimic. Au numărat pulci. Îs persoana asumată și eu mi-asum cu toate că am fost mi s-a adus acuzații că nu sunt o persoană asumată. Și doamna, îi spun eu, deci pe live la mine, acum 3 luni de zile, vă spun eu că Mihaela a fost făcută iapa lui Zoro și iapa Popii. Vă spun eu, sincer. Așa i-am spus când era cu Robert. Că da. Acum o susțin moral pe Mihaela. Aș vrea să o văd. Cum postează și ce comentează, vă garantez că am constatat eu. Cei care fac pe lupii moraliști, de ce faci așa? De ce zice? Ei sunt cu blesteme, cu înjurături, dar grave, de copii, de morți, de familie, de mamă, de tată. Și mai vin când ești
tu, un om nervos, un om normal, care vezi că se întâmplă ceva urât și spui nu e ok, ești măgar, ești nesimțit, ești cum ești. De ce îți permiți că sunt copii unei persoane și ele cu două minute înainte au înjurat și au blestemat de mama focului? Păi eu atunci, în perioada aia, eram în relație cu Robert, vedeam atunci că Robert începe să-și bată joc de ea și nu înțelegeam pe ea de ce înghite toate mârșăviile lui Robert. Și acum și umilințele. Exact. Și acum bate Cuba cu el că eu am înnebunit. A zis, măi, fetiță, mă! Cu cine te-ai împrietenit? Cu ăsta care nu putea să te sufere și te vota de fiecare dată la eliminare? S-a îndrăgostit. Cred că s-a îndrăgostit, săraca. Cine? S-a îndrăgostit. Mihaela. De cine? S-a îndrăgostit de Robert. S-a îndrăgostit. Doamne, iartă-mă, n-aș putea să mă îndrăgostesc în viața mea de un asemenea bărbat. Păi, știi cum e, inimii, cum spune doamna Laura, inimii nu poți să-i pui stop. N-are buton să oprești. Inima n-are buton. N-are buton. Eu vă spun, Laura, Mihaela și Robert. S-a îndrăgostit și a realizat acum, de fapt, cine este Robert. Doamna Oli, s-au sărutat Catinca și Robert, că așa scrie cineva pe aici, că s-au sărutat. Nu, nici nu s-au sărutat, nici n-au făcut nimic. Așa din... am auzit da, și eu la al doilea de aici, dar nu știu. La cum e Mihaela, eu nu cred că s-ar fi culcat cu el, sub nicio formă. Doamna Nina, nu fie aici, dar vedeți că nu sunteți... Doamna Ela, doamna nu Nina... se culcă el cu ele. Doamna Nina, îmi spune aici, dar vedeți că nu sunteți corecte. Radu nu a făcut așa cu Cristina. Ce a făcut Radu cu Cristina? Că stai că n-am înțeles. Radu cel puțin a fost asumat și a recunoscut. Exact. Nu a făcut nimic. Dar nu te dai tu bărbat când de fapt te duci cu două femei și nu faci nimic. Și nici măcar un salut. Și vin amândouă și te mai și sus. Nu știu ce a făcut. E ok. Radu a greșit odată. Dar l-ați auzit pe Radu exact cum face Robert cu Mihaela? Vă spun din sursă sigură că s-au sărutat. Unde, Marieta? Unde s-au sărutat? Catinca cu Robert, aia zice. Și cred că Catinca așteaptă o noapte cu Robert. Să aștepte. Și eu am întrebat-o unde s-au sărutat. La date-ul ăsta? Așa, nu știu, și eu am auzit. Orică am primit mesaj. Nu știu, dar am auzit undeva. O fi spus Dan Andrei sau nu știu unde am auzit. Aba, n-am. Nu s-au ocupat. La date i-au zis că la date. La Românaș, la Dan Andrei, nu știu unde am auzit. Da, că sunt informații. La date-ul de astăzi și că s-ar fi sărutat. La date-ul de astăzi care a fost, nu s-a întâmplat nimic. Unde s-au sărutat? Să spună unde. La răspunde la date. Ivan, nu mai scrie urât, te rog frumos. Nu s-au sărutat, nu a spus sărutat, da. A zis deci da. Am auzit undeva. Nu s-au sărutat, nu s-a întâmplat nimic, a anins foarte frumos. Dan Andrei a spus. Atunci așa era. De-aia zic că vin de pe un live pe altul și când fac eu live-urile tot așa, vin de pe un live pe altul și fel de fel de informații. Mulțumesc. Și fel de cei fel care de... ați spus la Dan Andrei în seara asta, confund eu sau Dan Andrei a spus că nu s-a sărutat și că a nins foarte frumos la Râșnov și nu s-a întâmplat nimic? Că la câte informații primesc nu mai știu, le amețesc. Cel mai bine să vedem noi la televizor. Și decidem corect, noi corect, ce s-au mai... sărutat sau nu da, s-au el, sărutat. Așa a zis Nina. A nins și nu s-au da, sărutat. Da, așa a zis. A nins și că nu s-au sărutat. Da, deci nu, încă nu mi-a luat Dumnezeu mințile. Mie îmi rămâne, că nu mai țin minte persoana, dar informația știi îmi rămâne. Ce mi-ar place, doamna Laura? Dan Andrei a zis că a nins și nu s-au sărutat. Mi-a să place să dai date-ul. Să fie mare soare. Nu, da, asta am vrut să zic. Să vezi tu la date că e soare, nu a nins și ei s-au sărutat. Să știți că la cu nu s-au sărutat, cred. 100% cred.
Uitați-vă la ei când se apropie. Uitați-vă la privirea lui Robert. Se apropie, dar la modul, vezi să nu mi-atingi gura. Vezi, ne luăm așa în brațe, dar nu, nu mi-atinge gura. Ceva de genul. Da, nu, eu nu pot să mă uit, no, nu știu, am, poate pentru și, că, și poate că a fost atacat, da, după prea mult de lui el. Robert, panica lui Robert când aude că vin oameni din Spania, când auzi de Lorena, când auzi de Adelin, oameni care vin din Spania, concurenți. Nu știu, panica, comportamentul lui... Și că ne zice doamna Marieta, o să vedeți că s-au sărutat. Doamna, așteptăm. Așteptăm la televizor, e cel mai sigur. Să vedem noi la televizor. Aia o să zică sigur. Că s-a tăiat materialul și că s-au schimbat în fundul organism. Doar stop, e vinovat. Bine, Cristi. Știți cum e să... Bine. Știți cum e să simți antipatie față de cineva, dar omul ăla să nu-ți fi făcut ție personal. Și că doamna Laura, doamna Laura acum nu se aude pe dumneavoastră, cu chiar că o să sărute. O să se sărute, da, da. Deci nu știu, eu pentru omul ăsta am o antipatie, o scârbă, nu știu, ceva. Vale, fi cu minte. Doamna Oli, dar este în masă senzația asta la majoritatea telespectatorilor. Și prima personal dată, mie doamna, omul nu mi-a făcut doamna, nimic, că mie personal nu mi-a făcut nimic. Deci prima dată, când l-am auzit pe Ionut Stoica, am zis, mă, că exagerez. Dar să dea, dragi, după prima săptămână, dar am spus, opa, a plecat satana, am scăpat de satana, am dat de tata la satana. De Sorin sau la cine vă referiți? Da, mă refeream, am scăpat că de satana. Auziți că Dan Andrei pe live. Am dat de... Dan Andrei. Mai, lasă-l să sfărăie, Ole. Sfărăie Dan Andrei pe live. E ok. O adormit omul. Aici? Nu, la el pe live. Pe live-ul lui. L-a luat somnul, păi el așa face, el e gazdă. Că mă uitam hal de gazdă când a intrat Elisabeta și spunea, domne, dar nu se poate, femeia care e cu live-ul, că nu mai vor, că ei sunt vedete. Nina, și noi nu avem ură, îmi pare rău. Fac mie reclamă. A intrat cu bocancul în viața copilului meu. Mă lași, nu cumva tu stai pe live și copilul la 1 noaptea vrea la WC-ul și tu stai pe live și pui să se spele la 1 noaptea copil de 10 ani? Da, am spus și o spun în continuare, că eu ca mamă mă deranjează lucrurile astea. Cum să stai pe live și să ai copil mic în casă la 1 noapte și să-l pui să se spele pe dinți? Păi copilul la maxim 9 trebuie să fie în pat, să doarmă. Normal că spun lucrurile astea. Și că a rămas Denis vorbind singur. Păi el la mahalaua de cartier vorbește singur oricum. Cred că Denis l-a culcat. Din cauza lui Denis l-a adormit. Doamna, este fenomenală. Doamna Laura, vă aduceți aminte când am încercat de am intrat prima oară la dumneavoastră în live și Denis spunea mâine este gala și Bianca o să câștige cecul, dacă nu câștigă, eu n-am să mai vorbesc. Și bineînțeles, a câștigat Radu. Eu zis, doamna Laura, că e rău să avem ură. Ai grijă că îi greșești, că nu o să câștige Bianca. Și a zis, eu vă spun eu că o să câștige Bianca și n-am să mai vorbesc dacă nu e adevărat. Vă aduceți aminte? Mi-aduc aminte, dar eu citesc în live. A, ok. Și la vorbește singur. Păi vorbește singur. V-am zis că l-a adormit Denis. Stați liniștită că o să-i plece lumea la culcare, că e târziu. Și o să-l lase cu life-ul mergând. O să-l închidă el. Fănăriu, Toni, nu citim doar ce ne convine. Merge chat-ul foarte repede și nu poți să vezi toate mesajele. Sunt multe comentarii, mesajele. N-am în comentarii de-alea 1 la 5 minute să poți să le citești, că mă uitam. Dar la Laura, Ștefania, dacă nu le citești, no, stați un pic, asta e bună, Ștefania. Cazi vă roade invidia de Robert. Băi, femei, da. Vorbiți de cei care susține. Spune-mi, care este invidia? Ce are noi? Ce are Robert? Doamna Andrei doarme în post. Doamna Andrei doarme în post.
Și că mamă ce sfără e. Aș vrea să știu și eu într-adevăr să-mi spună ce aș putea eu invidia la un om ca el. Te rog frumos păi să scrii ce asta când spune invidia. Când aud ești frustrată. Pe ce? Pe ce? Dați-mi motivul. Pe ce? Pe ce aș fi invidioasă? Cum mai spune și de Radu că e frustrat și că e frică că Bianca și Ionuț face cuplu. De ce ar fi Radu frică când el câștigă cecurile? Da. Ce treabă are Radu cu Bianca? Doamna Laura, ia uita. Și cu Ionuț că face cuplu. Monoton și monosilabice, doamna Andrei. Deci vă dau, vă dau cuvântul meu de onoare. Înainte să ne faci, Cristin, împodobește bradul de nervi. Bravo! Aoleo, bine că... Nu de invidie. Ci că suntem noi invidioase. Dar pe de ce ar fi noi invidioase pe cine? Pe ce? Da, să-mi spună un motiv. Pe ce? Exact. Să-mi dau un motiv de ce aș fi invidioasă. Doamna Laura, eu râd de pe chat, ce ca cu tremură TikTok-ul. Meme Heller, știi cât de bine dorm? Dorm așa. Liana, eu la Ștefania, dar nu ce am două tu aici telefoane, la bârfitoare? Numai... Atâta timp cât tu stai la bârfitoare, înseamnă că îți place bârfa noastră, că dacă nu ți-ar fi plăcut, ai fi dispărut în două secunde. Dar se pare că și ție îți place. Sau te deranjează ceea ce... Heller, cum poți să-mi zici că nu poți să dorm noaptea din cauza invidiei? Dar spune pentru ce să fiu eu invidioasă Helen pentru Robert. Dăm un singur motiv. Unul singur. Știu, mi-am dat eu acum seama, vă dau cuvântul meu doar. Pe bănuții de pe motoret. Vă dați seama cât a luat acolo? Fanariu, mai scrii odată ce mesaj vrei pentru doamna Laura și îl citesc eu, te rog frumos. Sau dacă nu urcăm sus? Că sunt 226 de persoane pe live la Dan Andrei. O urcăm sus? Se laudă cum sfără e. Numai dacă ai două telefoane poți, eu v-aș ajuta cu drag, dar nu am două telefoane ca să intru pe live la el. Dar nici nu vreau. Și nici nu pot să vă ajut cu nimica pentru că m-a blocat. Astăzi m-a anunțat că mă blochează și pe Instagram. Da, și de aia nu mai putem noi de frică. Da. Așa, nu mai ce vedeți. Dorm. Da, nu, exact. Da, vedeți. Eu zic, doamna Laura, că pe cineva l-a deblocat, a blocat el și a vrut să deblocă, că nu mai are audiență, doamna Andrei, pe live. Păi și cine făcea așa, Sorin? Sorin bloca și după ce închidea live-ul îi debloca pe toți ca să aibă urmăritori. Auziți vorbiți că s-a oprit, Denis, ia, nu mai spune telefon, se aude. Da, o să vorbesc cu Cristin cu Bianca că ea are, na, ce să fac, ea are două telefoane să-mi dea și mie. Nu, dar Dan Andrei a fost foarte simpatic, m-a anunțat că el m-a blocat pe TikTok și dacă vreau eu să-l blochez pe Instagram. Și am zis că din partea mea poate să stai acolo, că tot atât am ei. Cu el sau fără el. E liber. Da. Na, oricum... Eu am zis doamna Laura că cica a dormit pe live săracul de la atâtea informații. La locul somn. Că de unde știe doamna Laura? Știe doamna Laura cu Robert cu banii de pe bicicletă? Să rud mâna. I-a băgat în voturi, Toni. I-a băgat în voturi. Și ce? A pierdut. Și ce crezi, Toni? Ce-a vândut motoreta. Deci fii atent, cheltuială. Deci asta e afacerist. E afacerist, nu jucării. A plecat din România, în Valencia, bilet. A, dus întors. În sfârșit. Cât o fi acolo? 300, nu știu, de euro. 100-200 de euro, nu e mai mult. Așa. A vândut motoreta aia, cât o fi luat pe ea? 3.000, 5.000, cât o fi luat? Nu știu. Așa. A băgat în voturi, a venit înapoi în România, a dus întors, na. A băgat și în voturi și ce să vezi? N-a luat cecul. Favoritul publicului, a luat și el un cec, nu știu, tot aici. Mi se pare că a rămas și fără cec. Și fără bani și fără motoretă. Doamna Laura s-a împiedicat de învingător, de muște, cum ne zice el. Vă dau cuvântul meu. Doamna Laura a dormit comentariile lui Denis. Vă dau cuvântul meu de onoare că am niște nepoței care vara ies în curte, dar ei între ei își cumpără napolitane, pufuleți de la magazin și vând pe frunze.
banii lor sunt frunze. Doamna Laura v-a întrebat că de unde știți că și-a vândut motoreta. Păi a venit o doamnă și ne-a spus aici în chat, care știe multe, că, și era doamna Cristina, duceți-vă aminte, a spus. În live. A spus. Că doamna Laura i-a vândut. Din nefericire pentru voi, pentru ăștia de la Dan Andrei și de la Românaș, mie îmi vin știrile așa pe bandă, fără să fac nimic. Pe live a auzit toată lumea. Sursă sigură. Doamna era Laura i-a zis că a dormit numărând banii de pe motoreta lui Robert. Aurora n-a vândut-o. Dacă n-a auzi că n-a vândut-o. N-a vândut-o, să pună la story. Dar eu cred că a vândut-o. Să pună la story pe mama lângă motoret, că presupun că n-are mama. Doamna Laura i-a zis ce zice, ci că Robert, el centrează, el dă cu capul la asta. Da, deci la ăsta, dacă l-a luat somnul, va rămâne live-ul până dimineață, până se scoală. Da, poate se descarcă bateria la telefon. S-a închis live-ul de la sfârșit. Nu, înseamnă că l-a lăsat bateria. Nu a avut motocicletă. Nu a vândut motocicleta. Poate fi adevărat, cine știe. Păi, nu știți de ce vă cred, logic. Pentru că el a plecat atunci în Valencia și s-a întâlnit cu Lorena în aeroport. Da. Iar doamna Cristina este susținătoarea Lorenei. Și mai mult ca sigur o fi spus nebunul, păi și eu vin în Valencia, că am nevoie, trebuie să vând motoreta, trebuie să semnez dacă o fi fost pe numele lui și să iau și banii. Și de acolo e logic că se pupă una cu alta. Dacă ne întâlnim acum, vorbim, ce faci? Mă duc la piață sau mă duc în mall să-mi iau ceva. Fără să-ți dai seama că urmările vor fi după. Eu zic că doar presupunem că... Da, presupunem, exact. Nu poți să știi exact corect. E o presupunere. Dacă doamna se leagă, da, într-adevăr. Vă spun noapte bună la toată lumea. Și eu vreau înainte, doamna Casa Iubirii, mai stau 10 minute să vedem ce știți ne spune. Că la mine e numai 12, la dumneavoastră e mai târziu. La mine e noapte bună. La 1 și eu am promis că la 12 ies. Așa e. Bună seara, doamna Casa Iubirii. Îmi pare rău, dacă am intrat pe târziu, dar dacă doriți puteți să ieșiți liniștită. Bună seara, doamna Oli, la revedere, o noapte frumoasă. Dacă aveți ceva să ne spuneți, doamna Ela, la revedere, o seară minunată. Nu, chiar doar că azi de vreme a făcut domnul Dan Andrei și a vorbit iară de dumneavoastră și a spus că vă puneți cu ceva, de ce nu v-a spus cu cineva, încă vă face ceva rău, cum ar veni. Și era acolo, doamne. Îmi ia boie de la bicicletă, dar n-am bicicletă. Îmi ia boie de la bicicletă, dar n-am bicicletă. Atât pot să-mi fac. Da, ăsta e. Doamnă, vă blocați. Auziți? Da, spuneți. Am vrut să mai vă spun, Lorena și Laurențiu sunt foarte bine. Lorena este în Spania, o să vină săptămâna viitoare și o să caute un apartament și o să trăiesc amândoi în București. Doamne ajută! Doamne, da, asta și-au chirie, și-au chirie amândoi. Asta știu de la susținătoarea lor. Este o susținătoare mare care le-a susținut de la început și ele mai vorbesc, Lorena cu ea, și spune că abia așteaptă să vină la Laurențiu, că ea a trebuit să pleacă, că are acolo munca ei și trebuia să meargă. Corect. Da. Să și închide și ea treburile pe acolo și dacă da, să trăiască în București cu serviciul lor pe care l-au nene. Și am văzut la Dan Andrei că spuneau că Lorena a plecat și l-a părăsit, dar nu este adevărat. Dacă era așa, putea să mergea înainte ce să iasă Laurențiu de la Casa Iubirii. Ok. Da. Dragile mele, îmi cer scuze, dar e foarte, foarte târziu. E deja 1 și nu mai pot, mi se închid ochii. Ne vedem mâine în vlog și nu știu, dacă se întâmplă ceva mâine seară, voi intra. Dacă nu, ne vedem zilele astea pe live, vă anunț. Da?
Vă pup și vă doresc o seară minunată tuturor. Ne vedem mâine în vlog și cum am timp, intrăm pe live. Vă pup, la revedere! La revedere! La revedere! Noapte frumoasă!